13 aprilie și poți câștiga un superb Renault Clio și nu numai. Produse electronice și electrocasnice în valoare de $1000 sau 6 luni abonament gratuit. Dialog. Intră în dialog cu șansa de a câștiga. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Nimic mai greu decât să scriu o dată pe an despre femeie. Anul trecut, în aceea zi, mă străduiam să dau câteva definiții ale femei. Din toate acele definiții pe care le dădeam atunci, de una singură mai aduc aminte. Femeia este bârlogul în care se adună toate necazurile vieții. De ce mi-a fi rămas numai asta în minte? Dumnezeu știe. Sau poate că știu eu, dar nu vreau să spun. Femeia e o copertă de destin. Femeia e o insulă niciodată cucerită definitiv. Femeia e un ceas pe care dacă nu-l întorci, o ia înainte. Femeia e un clopot cu dangăt de lacrimă. Femeia e o sete de zbor. Femeia e o păpușă de lut cu inima de rouă. Femeia e un dor nestins de tandrețe. Femeia e o dimineață cu două răsărituri. Femeia e o ploaie de primăvară strânsă în căușul palmelor unui bărbat. Ce frumos putem vorbi și scrie despre femeie când aducem aminte că mai este și femeie. În rest, o călcăm în picioare, o învinovățim pentru nimic, o tărâm prin viață cum vrem noi, nu o lăsăm niciodată să aibă ultimul cuvânt. Și facem toate astea când știm că femeia e un zeu în carne și oase. La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor din România. În această seară am invitat în studioul Televiziunii Naționale Antena 1, aș putea spune, trei muieri, dar n-am să spun acest lucru, trei femei. Ele se numesc Mihaela Rădulescu, Bănică. Bună seara. Liana Stanciu. Bună seara. Și? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mamă. Că mă mai și vede Teo și familia lumea la televizor. Trandafir, care iată, în această seară apare la televizor. Pentru că nu putem spune că seara a apărut la televizor. Apare dimineața când oricum se uită oameni mai mulți sau mai puțini treziți. De ce le-am invitat pe cele trei doamne în această seară în emisiune? Răspunsul foarte simplu, pentru că sunt femei și este ziua femei. Vom intra în dialog cu dumneavoastră, pentru că noi prea multe nu avem ce să spunem. Dumneavoastră ne veți spune întrebări sau le veți spune întrebări celor trei femei invitate în această seară și ele o să încerce să vă răspundă, pentru că nu sunt chiar atât de sigur că de fiecare dată vor avea răspuns. Sigur, ele pot spune că au răspuns. Nu-i însă adevărat? S-ar putea să nu aibă. Da, eu spuneam că femeia este un zeu în carne și oase. Putem să începem emisiunea ca voi, femei, să dați definiții pentru femeie. Să spuneți care ar fi definiția femeii. Și bănuiesc că fiecare dintre voi are o definiție aparte. A ta, Teo Trandafir, sună așa. După părerea mea, și asta am spus-o de 100 de ori și o să mai spun încă de 100 dacă Dumnezeu va fi atât de îngăduitor cu mine încât să mă mai lase la televizor. După părerea mea, femeile nu și Dumnezeu bărbații... Nu Dumnezeu te lasă la televizor, te lasă domnul Ancea, să știi. Dacă Dumnezeu și domnul Ancea vor fi atât de îngăduitori, să mă mai lasă la televizor, bună seara, bună seara. Vă voi spune de 1000 de ori același lucru. Și anume faptul că, după părerea mea, femeile și bărbații se împart după alte criterii decât cele obișnuite. Mulțumesc mult, sau mai vrei să spui ceva? Vreau să mai spun ceva. Te rog. Femeile și bărbații, la prima vedere, se împart după criteriul cerceilor. Poartă cercei, e femeie. Doi, desigur, că mai sunt o femeie. Dar bărbatul este atunci când el este cel care luptă pentru viață și când obosește, își caută perechea. Stai să-mi notez asta. Deci bărbatul este cel care luptă pentru viață. Și când obosește, își caută femeia. Și când obosește, își caută. E frumoasă, trebuie să recunoaștem. Mulțumesc foarte mult, mi s-a mai spus. Nu, eu mă gândesc la ele, o să le fie foarte greu să dau o definiție. Trandafir, te rog. Deci o să le fie foarte greu să dea o definiție după ce tu ai spus aceste lucruri deosebite. Mai ai ceva de spus? Dar ce faceți? Un clasament a definiției? Nu facem un clasament, dar putem da note sau telespectatorii pot da note. Deci Stanciu, deja ai un 4. Deja pentru că lupta e inegală. La fel și tu, Rădulescu. Ai avut timp să scrii, să meditezi, să publici? N-am scris nimic, domnule. Am adunat acum ce am mai scris. Dacă mai spune o dată trandafirul, strig sică, Mariu, sică, pe stradă, să laudă toată lumea. De ce sică, Mariu, sică? Că ceva mai uluitor nu mi-a venit în cap. Zim tu că. Ți-am mai zis, sunt promoțional și n-ai venit la emisiune. Lasă-mă! Zim domnul, sau domnul Marius. Zim, domnul Marius, ca la frizer. Da.
Te rog să continui cu acea definiție. Dar ce ai acolo? Ce hârtie ai? Venisem pregătită pentru un atac și, având în vedere că era frică să nu mă pierd, am venit cu niște legi. Una dintre ele spune așa: este imposibil de a face ceva impermeabil la prostie, pentru că proștii sunt foarte ingenioși. Asta mi-a venit astăzi, domnul m-a întrebat. Dintre cele mai credincioase lucruri în viață sunt banii, câinii și femeile bătrâne. Vă mulțumesc! Da. Iana Stanciu. Eu ar trebui să fiu originală, să dau o definiție așa. E greu dacă... E greu, nu? E foarte greu. E greu să o... Mai ales dacă să-l clasez pe Teo, evident. Însă o să spun ce s-a întâmplat cândva la postul de radio la care lucrez. A sunat un domn... Mai rămas răgușit acum 8 ani? Și nu ți-ai mai revenit, sau? Da, tot timpul am o... De 8 ani mă străduiesc în tot soiul de medicamente care... Deci nu doamna Liana Stanciu lucrează la Radio Contact, trebuie pot să spunem. Pot să spun asta? Pot să spun eu, pentru că pe mine mă costă mai puțin. Adică, spațiul de emisie al lui. E vorba de un discount, discountul va fi altfel la mine. Liana Stanciu, doamna Liana Stanciu, lucrează la Radio Contact. Ați văzut-o de curând atunci când a prezentat concertul cu Asucar Moreno. Doamna Liana Stanciu s-a angajat la radio acum 8 ani de zile, când cineva de acolo i-a spus că are voce, dar ce se întâmplă cu vocea ei? Doamna Liana Stanciu a spus că este puțin răgușită, dar o să se facă bine. N-a fost chiar așa. Și iată, au trecut 8 ani. Cu lux de amănunte, cum a fost, cum mi-am dorit să ajung acolo, cum s-a făcut un pariu, cum inițial, nici prin gând, mi-a trecut că o să ajung vreodată să lucrez la radio. Și când am ajuns acolo, mi-am dorit atât de tare încât am tras o minciună, evident. Ce vrei să te faci atunci când vrei să ajungi mare, atunci când erai întrebată, mică fiind? Când eram mică și voiam să ajung ceva, Macaragiu. Când eram întrebată ce vreau să mă fac, de cele mai multe ori spuneam că vreau să mă fac profesoară. Și pare, ai un aer de profesoară, cel puțin mie mi-e teamă să spun întrebările. Asta cu aerul e... Nu, aer de intelectuală, doamna Răduiescu. Da. Da, voi, de fapt, sunteți domnișoare, iertați-mă că vă întreb. Nu, și aici am o obiecție, îmi pare rău. Doamnă, vă rog să stați o secundă să vă întreb. Deci, domnișoara Teo Trandafir... Domnul Tucă, nu vreți să trecem la Liana, Teo și... E mai noi între noi, mână. Nu, eu mă gândesc la telespectatoarele care pot suna. Dar sunați-ne odată, că cine da, sună, dar ai răbdare, stai puțin să începem și noi o treabă. Am un aer de domnișoară, sincer, așa. Sincer, cum să zic, o domnișoară. Era să zic eternă. O domnișoară. Mă închide în nastră la bluză. Am o rugăminte, mă ajută și pe mine cineva. O domnișoară veșnică, în sensul bun al cuvântului. Mulțumesc foarte mult. Că dacă vrei și în sensul prost al cuvântului, să fac o demonstrație aici pe loc. Ca să zic cum așa. Că ar fi așa. Adică în sensul că sunt o doamnă, asta am vrut să spun, îți arăt vreo câțiva pași stânga dreapta, ca să v-am invitat pentru că toate străiați reușit în viață și sunteți cel puțin voi două, nu vreau să o fac, să o pun într-o situație puțin dificilă pe Liana, femeia anului Mihaela Rădulescu. Eu sunt deja intimidată între două femei ale anului. Femeia anului, tu, mă rog, locul întâi, locul doi, sau tu la popularitate, ea la... E fără locuri. Fără locuri? Deci tu ce ai luat? Medalia de bronz ce ai luat? Eu am mai spus și atunci, femeile anului suntem eu și cu Teo. Bun, deci avem aici oameni buni, două dintre femeile anului. Ați negociat și ați ajuns la 50%, nu? Atena 1 are cele mai... Și cu șanse mari de a fi una dintre femeile anului în anul... 2033? Atunci deja mi-e teamă că o să câștige iarăși Teo. 34. Liana Stanciu. O definiție a femeii, Liana. E îngrozitor. Și hai să trecem să ne spunem pe nume. Liana, corect. Mihaela, mulțumesc. Teo și domnul Tucă. Mamă, slavă Domnului! Și domnul Marius, îmi dă voi... Mă scuzați. Liana, domnul Tucă. Da. Deci, femeia, după părerea mea, e așa ceva complex care poate merge foarte bine și de unul singur, de una singură, însă face foarte bine alături de cineva. E, nu știu dacă un sprijin, însă nu se poate, e o jumătate fără un bărbat și acum nu trebuie să te simți măgulit. Deci tu te simți a fi jumătatea cuiva? Da. Îngrozitor să te simți, să știi că depinzi de o altă jumătate. Nu depind de ea, dar consider că împreună facem un întreg. Zi-te-o tu. Ce să mai zice? Uite-te tu la mine un pic. Ce jumătate aș putea eu să am? Da. Haideți să vedem, se pare că Mihaela Rădulescu și-a găsit... Nu mi-am găsit, că n-am căutat așa. Stai că n-am terminat și a găsit curcubeul. Stai puțin. Ce și a găsit celularul. Că mi-a găsit definiția femeii. Mihaela, o definiție. Și
poate fiecare să intervină atunci când dorește. Pentru că aici nu sunt reguli în această seară la emisiunea Marius Tucă și eu. Mâine seara am o emisiune foarte grea și vreau în această seară... Să te relaxezi și tu un pic. Să ne, nu să relaxăm telespectatorii, nu eu. Să se ducă, doamnele, să-i aducă bere, da. Deja ai pornit prost, ai o emisiune mai ușoară cu noi pentru că mâine ai invitați bărbați. Știi că dacă eram feministe, protestam Nu, am o emisiune mai ușoară pentru că n-are niște reguli stricte și fiecare poate să intervine când vrea, chiar și Teo Trandafir. Bun. O definiție a femeii e complicat și spun de ce. Părerea mea este că puține femei pe lumea asta... Dar te-aș ruga să fii foarte serioasă, să nu fii atât de... Nu sunt foarte serioasă. Da? Mi se pare că ești foarte distrată. Deci, sau ai fost foarte serioasă și nu ne-am dat seama? Nu, sunt prea serioasă. Vă rog. Cred că puține femei pe lumea asta s-au străduit să găsească definiția ale femeii. Cred că majoritatea, în afară de cele care își caută bărbații, caută definiția bărbatului. Cred. Că așa ne vine, nu știu, de asta cu definiția femeii dată de femeie e ceva complicat, dar dacă vrei bine, să fiu poetă... Bine, dă o definiție a bărbatului. Nu, hai să-ți dau una a femeii. Există și ceva ce îmi place așa cum sună. Batem câmpii cu grație de ziua femeii și nu se spune nimeni. Da. Să pregătiți telefoanele. Femeia ar fi, să-i spunem așa, ziua lumii și noaptea bărbatului. Asta pentru stai că mi-e foarte greu să realizez ce spui. Ziua lumii și noaptea bărbatului. Vorbește cu mine, iubita mea, vorbește cu mine, că tot nu e Teo. Să-ți explic. Așa. Asta cu ziua în mintea mea e o poveste în care ziua, ce înseamnă ziua? Înseamnă muncă, înseamnă zbatere, noaptea înseamnă odihnă, relaxare, știi? Și atunci dacă le pui împreună, iese ceva frumos. Asta mă să explic. Ziua lumii și e noaptea bărbatului. E tot bine, că ziua muncește, noaptea muncește, prestează activități, vine la emisiune. Asta e. Să mă anunțați când avem prima legătură telefonică, să vedem și noi care sunt întrebările telespectatoarelor sau telespectatorilor și dacă există alte definiții, bănuiesc că nu, în afară de cele date de invitatele mele din această seară. Sunt tonele definiții. Dar nu, stai, eu nu înțeleg ce ne cramponăm în chestia asta. Fiecare om are dreptul să dea o definiție. Noi avem stângul. Bine, Trandafir, câți amanți ai avut? Că nu-ți plac întrebările astea cu definițiile. Stai așa, să-ți număr. Câte definiții găsim în seara asta? Da. Ce înțelegi tu prin amant? Dă-mi definiția amantului. Păi tu o rog pe Mihaela să dea o definiție amantului. Da, eu știu de ce mă roagă pe mine, pentru că făcând o emisiune... Bine, atunci Liana, eram sigur că ea să leagă de faptul că am întrebat-o pe ea. Amantului, dar sunt specialistă în probleme de familie, așa zice lumea, că fac emisiunea Duminica în familie. Se înșeală toată lumea, dar dacă vreți o definiție amantului, amantă sau amant? Amantului, a bărbatului. Amantul este exact ceea ce... Dimineața nu mai spune cu ziua și noaptea, nici dimineața și după amiaza. Este ziua. Amantul este exact idealul bărbatului pe care l-am luat de bărbat și care mai suportă totdeauna modificări. Și? Wow! Asta ca povestea... Stați că au căzut pe spate în partea asta, vă rog, repliați-vă. Nu, adică noi ne luăm un bărbat și totdeauna ni se pare că celălalt este idealul pe care îl visam, dar atunci când l-am luat pe și cel prezent... Și tu ai senzația asta? Nu, eu am definiția asta. Atunci când l-am luat pe, atunci pe cel prezent, am zis, el e idealul. Dar idealul că se suportă modificări totdeauna și atunci ați mai iei un amant, cine și ea, nu știu. Și... Acum, dacă e să teoretizăm, asta cu idealul nu se atinge, așa că... Nu are să ne avem un telefon. Sus, bine. Mai crede cineva în căsătorie? Stai puțin. Hai că vorbim. Doamna Trandafir. Nu, vreau să întreb colegii din studio. O să vorbim de la... Ilinca, mai crezi mamă în căsătorie? Căsătorie, mai crezi? Da. Crede, săraca. Deci crede. Micuța. Da, una dintre operatoarele noastre. Eu cred în familie foarte tare. Avem pe cineva la telefon și după aceea v-aș propune eu câteva definiții pe care le-am dat eu ca bărbat femeii și aș vrea să le comentăm împreună. Bine, după aceea o să vă arăt o privire pe care mi-a aruncat-o odată un bărbat, unul dintre bărbații vieții mele. Aceasta este privirea pe care bărbatul o aruncă femeii când... Stai puțin, că e ca o carte, până o prinde, până aia. Hai să luăm legătura telefonică și tot să lăsăm pe Teo să-și arată. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, doamnă! Bună seara, domnul Tucă! Bună seara! Bună seara, scumpelor dumneavoastră invitate! Bună seara! Pe care le iubesc din tot sufletul și inclusiv pe dumneavoastră. Fetele își bat capul cu definiția femei. Femeia este sarea din bucate. Este totul pe pământ. Întrebare întrebătoare. O femeie de 52 de ani și jumătate care mâine primește cadou de la întreprindere preaviz. Dar nu-i nimic, că astăzi e o zi de sărb.
și poate îmi găsește, mă recalific. Da. Urât cadou v-au făcut cei de la întreprindere sau de la societatea. Cel mai frumos care l-am primit astăzi a fost acest telefon pe care toată ziua ieri am stat dimineața să prind pe Teo și Mircea, după masă să prind pe Mihaela. Și seara, noaptea să prindeți pe Liana Stanciu. Și seara n-ați fost dumneavoastră. Da. Și acum să-i spun și Teo cum poate să vă poreclească. Vă rog. Numele meu de fată, pe mine mă cheamă Teodora Smaranda și numele de Tucă. Domnul Tucă, nu suntem rudă. Nu suntem, doamne, dar am putea... E o întâmplare. Da. Așa, și când eram copil, copiii îmi spuneau Tucă și Tucă. Ai... Mamă, și eu sunt... E porecla la dumneavoastră, doamnă. Tucă, da. Vă mulțumesc. E porecla la dumneavoastră, rămân doamnă. Datoare. Vă mulțumim, doamna Teodora, pentru telefon. Vă mulțumim mult și încă o dată vă spunem la mulți ani. Și eu vă mulțumesc. Ăsta este cel mai frumos cadou al meu, că am reușit să vă prind pe toți trei odată. Da. Pe toți trei vă iubesc și vă urez în continuare toate patru. Cele bune. Suntem patru. Ce sună cei de la... Zilnic. Contact. Cu speranță de viață. Mulțumim să rămână. Femeia este ca un tren pe care îl aștept să vină în gara, dar el trece fără să oprească. Un tren care dacă iei mersul trenului, ai să vezi că nici măcar nu era trecut acolo. Ai înțeles asta? Da, e definiția bărbatului. A bărbatului, da? Absolut. Bun, îmi pare rău că am dat o definiție pentru femeie, o definiție care era bărbatului. Marius, nu. Tale? Definiția. Nu are importanță. Noi discutăm, culese. Avem material de lucru. Sunt culese din amintiri. Nu vă grăbiți să mă condamnați, era doar o încercare de definiție, dați-mi voie să mai încerc. Vezi, fată, na, că ai sărit degeaba. Păi nu, a zis că e bărbatul. Femeia este foarte bună ca definiție, decât că nu e pentru noi. Ei, după... Noi suntem gara, mă! Voi sunteți trenurile care șuieră. Femeia este ca o toamnă târzie în care nu s-au cules toți strugurii. Uite aici toamnă târzie. Am venit pregătită. Ce i-am făcut? Hai că nu se omoară omul ăla cu camera de fiecare dată să vadă poze. Lasă că de-aia aleapă. Ești tu cu nu știu cine. Doamne, deci femeia este ca un tren pe care... Hai, luați imaginea de acolo. Stai că mai am. Nu, nici definiția asta nu e bună. O să fiu condamnat că ei, cam place să tragă la măsea. Mai lăsați-mă să încerc. Trandafir. Stai așa, cui place să tragă la măsea? Ei, femeie, nu corect. Ție. Ei, femei. Femeie... Dar știi că măseaua e așezată exact, uite aici, lângă păi jugulară, da. Păi da. Femeia este ultimul episod al unui film care nu s-a turnat încă. Deci e ultimul și nu primul. Ia. Yeah. Femeia este ultimul episod al unui film care... Maria Ines. Alejandro Medina, nu decât novelele. Nici asta nu prea merge, o să se găsească voci feminine, deja s-au găsit, măi, nu luați înainte. Și o să spună că ele nu sunt dispuse să treacă în viață prin văzul tuturor. Femeia este o câmpie întinsă, pe care nimeni n-are voie să o calce decât în Florin. Aveți grijă ce spuneți, că am replică imediat. Da, nu. Sună asta destul de galinaceu, nu, asta cu femeia câmpie. Care trebuie călcată, mie mi se pare nu destul de... Bună seara! O grădeam! Femeia înflată, femeia are forme, femeia e munte, ideal e, dacă vrei tu e peșteră, câmpia dar are, niciun caz câmpia n-are forme. Nu, ascultă-mă pe mine, Mihaela, femeia e multe. Bună seara! Seara! Alo? Vă ascultăm. Avem pe cineva pe fir? Alo? Da, doamnă, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. Îmi pare foarte bine că v-am prins. Da. În primul rând aș vrea să felicit pe Teo pentru emisiunile extraordinare pe care le face. Doamne, dacă a sunat la mine la emisiune să o felicitați pe Teo pentru emisiune, lăsați-o numai. Da, explicați-i dumneavoastră domnului Tucă că sună la antenă la emisiune, nu la dumnealui. Sunteți extraordinari. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Haideți să le luăm la întrebări pe doamnele prezente în această seară în studio, că dacă le tot felicităm până la finalul emisiunii, n-am felicitați-ne, nimic. Felicitați-ne, doamnă, vă rog eu din suflet. Mai ziceți că mor. Haideți că se uită șefii, vă rog eu din suflet. S-a speriat și a închis telefonul. Nu l-a închis. Sunteți pe fir, doamnă? Are dreptate. Dacă îți spune omul că a închis telefonul. Dacă îți spune omul. Liana, hai să o lăsăm pe Liana să vorbească mai mult, pentru că voi sunteți de ale casei și apăreți toată ziua pe Antena 1, mai schimb. Păi atunci de ce mai chemat? Îți trimiteam o telegramă. Spune la final de ce te-am chemat. Te iubesc. Liana, ce înseamnă pentru tine meseria de prezentator la radio sau emisiunea de realizator la radio? Mult, vrei să spun în procente? N-are sens. Da, poți să spui în procente sau în altceva.
Mult, înseamnă foarte mult. Pentru mine meseria e mai presus de foarte multe altele, dar pentru că aici e o atmosferă hazoasă, este un subiect mult prea serios, este nu? Este atmosferă hazoasă pentru că sunt eu aici. Deci imaginează-ți că nu exist eu aici și vorbește cu domnul, te rog. Păi, domnul, trebuie să vorbim despre... Ar trebui să vorbim despre reformă, nu mai dau nicio definiție, de mă, gata, ăsta, nu mai fac, nu mai dau. Și atmosferă romantică, pentru că ne uităm la Marius care ne dă tot felul de definiții și ne întrebăm de ce a reușit să scrie atât de multe despre femei. Câte femei a cunoscut Marius tu, că de unde a avut atâta inspirație? La duminică în familie, Rădulescu, ai răbdare. Da. Mă întreb aici. O să-ți spun ceva. Iana. Pentru mine e o surpriză extrem de plăcută faptul că domnul Tucă sau Marius e în stare și de altceva decât domnul ministru. Vă rog să-mi spuneți. Nu l-am auzit spunând poezii până acum. Jur, tu n-ai citit editorialul de primăvară lui Marius. Ia, stai, puțin să-i citești ceva. Mi s-a întâmplat o singură dată. Da. Doamne. Să citești ceva, ia, să citești până la capăt cu femeia. Trandafir, dacă nu mai întrerup, termină. Ce n-ai? Mie ce mi-e să-i? Păi, da. Stai puțin. Femeia este o câmpie întinsă, spuneam, pe care nimeni nu are voie să o calce decât înflorind. Și aici vor fi femei, mai cu frica lui Dumnezeu, probabil, care o să spună că definiția tinde să facă femeia o femeie ușoară. Exact ce spuneați voi, a sărit la fix. Dați-mi voie să mai încerc o dată. Femeia este o pasăre care merită, dacă nu e cu minte, să-i fie luat zborul. Se strâmbă trandafirul. O pasăre care merită să-i fie luat. Dacă nu e cu minte, care merită să-i fie luat zborul. Deci meriți să-ți fie luat zborul sau nu? Nu poți să-i faci asemenea rău, nici păsări, nici femei. După părerea mea, trebuie să-i mai pui o pereche de aripi. E prea poetic în seara asta, Rădulescu. Da, așa, că trece copii. Tu ești îndrăgostit, Rădulescu, și n-ai spus la nimeni. Atențiune, că în România femeile au început să semene cu niște rațe. Ele nu mai au aripi de mult. Hai, fii și tu o dată drăguță și spune leve. Mai au aripi alea care vor să-și tai aripi. Nu mai știu să zboare, dar... Nu mai știu să zboare femei... pentru că nu pot. Femeile în România nu mai au bani să se ducă la coafor, fraților. Voi ați văzut că nu mai e coada la coafor? Hai că începe să semene cu emisiunea Maria Stucă Show. Începe să semene. Ia așa, dragă, și de ce nu mai e coada la coafor? Pentru că femeile nu mai au bani și pentru că femeile preferă să-și pună căciuli. Căciul de blană sau de... Vrei să candidezi? Nu vreau să candidez. Candidata noastră pentru sectorul 6, Teo Trandafir. Emigrarea, da. Da, să mergem mai departe. Femeia e o la-la-la, femeia e o sărăntoacă care se chinuie să facă varză o zi, piure o zi, o întreabă pe... E una dintre definiții, sunt de acord cu tine. E, femeile... Mult mai terestră. Da, femeile șar mai... Păi da, eu am scris... Femeia română e cu sacoșa în mână. Despre asta este vorba. Cine tot lebedim aici, ne tot? Măi, eu am spus puțin mai devreme. Mie mi-a rămas o singură definiție a femeii și veniți în completarea mea. Nu faceți altceva decât să mă copiați de la începutul emisiunii până acum. Cea mai frumoasă definiție. Ești modelul meu în viață, ți-am zis de mică. Corect, era firesc. Femeia este bârlogul în care se adună toate necazurile auzi, după ce faci femeia bârlog? Poți să o faci și rață. Lasă-mă, doamne, iertă. Băi, stai puțin, dar poți să o faci o rață cu bârlog. Nu da, așa bine, cea mai frumoasă definiție din tot ce ai citit tu acolo. Personal, mie mi-a plăcut aia cu o dimineață cu două răsărituri. Corect. Sună mie frumos. Iar mie sună prea bestial. La mine este o dimineață cu un răsărit mult mai devreme și anume al meu. Și vine și soarele mai peste prinzișor încolo. Femeia este un apus de soare. Tu te cuți la 7, la câte cuci? Că dacă te caut după 7 seara, s-a întâmplat să dau telefon după 7 seara, cine doarme, care? Sau e păi închis telefonul? Păi deja la ora asta te-o doarme de mult, așa. Bă, dar nici măcar 1001 de ser nu apucă. Sunați repede, puneți întrebări ca doarme repede. Nici măcar 1001 de ser nu mai apucă. Hai să lăsați cum își pe mine Mihaela, să termină. Mihaela se numește nu 1001 de ser. Da, Mihaela 1001 de ser. Bun. Dați-mi voie să mai încerc o dată. Femeia este o pasăre care merită, dacă nu e cu minte, să-i fie la zborul. Ce spuneți? Nu, aici femeia... protestam. Eram toate trei și protestam. Dar stai, lasă-mă să termin. Hai, mă rog. Femeia o pasăre... Nu te vizine cu femeie, nu poți să vorbești. Să chem bărbați dacă n-ai să femeia trebuie bătută o singură dată pentru o singură greșeală. A doua oară trebuie lăsată. Cu femeile să nu lăsăm să spună nimic. Emisiunea ușoară, zici cu femei, pentru că mâine ai invitat președinte sau pe cine ai tu invitat, băi, bărbați. Femeia o pasăre e prea multă... Băi, tăiați-le microfonul. Femeia o pasăre... Asta ne-ai mai spus-o cu pasărea, treci peste pasăre. Hai să... Ai un pic. Dăm puțin cartea să vedem. Hai, deci, încet. Asta ultima încercare nu se pune. Mai lăsați-mă să încerc o dată. Ultima dată. Femeia este un copac în care și-au făcut bârloc toate greutățile vieții. Știu, asta nu vă place. N-are niciun pic de poezie, prea dură, v-am atins în punctul slab. De fapt, decât v-am încercat să văd cum reacționați, v-ați dat cu siguranță seama. Femeia este o bucurie din care înveți să mori frumos.
Cum, nici asta nu v-a plăcut? Ba da. Hai că acum chiar m-am enervat. Adică eu încerc să vă fac un cadou și voi sunteți niște mofturoase. Aia nu vă place, aia e prea, prea, așa și pe dincolo. Bine, femeia este cercei, gleznă, parfumuri, brățări, rujuri, rochii, ochii, ochi, mărgele, farduri, inele, vopsea de păr, buze, na, poftim, acum vă convine? Nu. Vedeți că nu le mai convine acum. Nu. Zi, trandafir. E o mică problemă. Te rog. Ai invitat în seara asta, teoretic, 3 femei. A, teoretic, da. Practic, ai invitat o femeie și 2 bărbați. Femeie și 2 bărbați. Deci, care e al doilea bărbat? Mihaela. Mihaela este bărbat în cap. În capul eu ei. Ți-am mai spus de 100 de ori, am această teorie. Și recunosc bărbatul din femeie. Da, de ce nu ai spus domnului Bănică atunci când s-a căsătorit acest lucru? Pentru că el e femeie și e foarte bine așa. Deci fii atent aici. Uite cum arată... E altă poză, băi, frate, mă. Uite cum arată doi bărbați spate în spate. În colț acolo, doi bărbați spate în spate. Așa da, așa da. Doi bărbați spate. Așa arată doi bărbați spate în spate. Da. Nu, tu vii cu niște chestii ezoterice, mă. Nu, vine cu ceva frumos în sfârșit. Cum adică? Voi doi sunt doi bărbați acum pe micul ecran, asta vrei să spui, da? Exact. Liana, vino mamă în partea asta și lasă-le pe ele în partea aia acolo. Hai să luăm o nouă legătură telefonică, hai. Poate te critică cineva în sfârșit. Bună seara! Alo! Da? Bună seara! Bună seara! Alo! Da! Din Târgu Mureș, vă sunt Sabău Cornel. Să trăiți, domnul Sabău! Ce e, domne, femeie? Din fiecare luni până joi vă ascult emisiunile. Mă bucur foarte mult că în această seară am putut să vă prind, pentru că ați făcut un 3 femei, 3 doamne care la fac niște emisiuni foarte bune și merită felicitări din partea noastră a telespectatorilor. Nu știu, vă rog să mă credeți, cu care să încep. Să nu se supere pe mine. Dar totuși încep cu doamna Mihaela. Okay. Doamna Mihaela, vă rog, camerele pe doamna Mihaela. Dânsei. Da. Gata. Okay. Ieri am urmărit emisiunea dânsei. N-am putut să prind și de un an de zile și mi-ar fi plăcut pentru să o felicit pentru emisiunile care le face. Și mai ales că mi-a plăcut când am văzut și cascadoria care a făcut-o. Ce spunea Teo mai devreme, câteodată suntem și bărbați. Am fost bărbat, am făcut o cascadorie. Nu. Da. Și vreau să vă felicit, să vă urez de 8 martie la mulți ani. Mulțumim frumos! Tot așa de bune cum le faceți dumneavoastră. Mai departe. Dar încurcați-ne cu ceva, spuneți-ne, puneți-ne o întrebare dificilă, grea, în care să transpirăm răspunzând că de felicitări avem foarte angro astea. Lasă-mi cumva să nu luăm în detalii, ca să zic așa, o felicitare de să nu putem duce. Domnul Sabău, haideți mai departe. Am să vă pun o întrebare la urmă. Mie nu îmi puneți, că nu știu să răspund. Nu dumneavoastră, nu dumneavoastră. Mihaela Redulescu, da? Bănică, da. Toate doamnele. Bun, mai departe. Așa, și la doamna Teo, care urmăresc, mai ales sâmbăta și duminica, că restul zilelor... Cine strigă acolo, soția, domnul telespectator? Soția care mă susține. Bravo, doamne, vă mulțumesc. Eu foarte mult. Zice că pe Mircea. Da, Mircea ne-a dat telefon. Și a spus că definiția pe care a dat-o domnul Tucă, aceea cu drezina, cu femeia e cu trenurile care e șuieră, este a domnului Băsescu, de fapt. Aoleu! Exact cum spunea domnul ieri la emisiunea lui doamna Mihaela cu benzina. Eu tot de 100 de mii bag benzină, chiar dacă s-o scump. Da. Bine, vă mulțumim mult pentru telefon. Bună seara. Acum o să o felicit eu pe Liana Stanciu pentru că întrebarea ușor... Întrebarea l-ai lăsat să pună întrebarea. Păi, aveți întrebare? Da, avea domnul. A spus că ne pune întrebare la toate trei la sfârșit. Nu. Întrebarea era, știu. Știți ce care se întâmplă aici? Vedeți că voi sunteți rele amândouă. Liana Stanciu, nefiind de la antenă, băi, cât de rele sunt. Deci Liana Stanciu, nefiind de la Antena 1, bineînțeles că telespectatorii care se uită, acum asta e Antena 1. Poate ascultă mai puțin Radio Contactul, unde acolo ea este foarte rău. O excelentă realizatoare. Nu, mă întrerup dacă mă întrerup. Nu e așa, Marius. Noi personal. Deci voi vreți să vorbiți numai despre voi două. Nu, poftim? Hai să vorbim despre Liana. Nu, noi vrem să vorbim despre cine vrei tu. Despre Liana Stanciu vreau să vorbim. E adevărat că vrem să vorbim despre noi două, dar încrucis. Pentru că niciodată Mihaela nu se poate spune despre ea. Ce pot eu să spun despre ea? Trandafirul o știi pe Stanciu? Bineînțeles că o știu pe Stanciu. Vorbește-ne despre Liana Stanciu. Liana Stanciu este acea prietenă minunată de la care am învățat. Camerele pe Stanciu să nu o vadă.
Teo, să mă lași și pe un paragraf, da. Tu unul eu. Da. De la care am învățat că o voce poate să fie bestială, de la care am învățat că o muzică poate să fie extraordinară și bineînțeleasă și de la care am învățat că ora exactă trebuie să fie nerespectată cu regularitate și dacă îți promite că vine la 10, la un 12 jumate, apare. Odată că i s-a rupt puntea, odată că i s-a rupt viața, odată că i s-a întrerupt. Deci, asta am învățat eu de la Liana Stanciu. Poți să zic și un paragraf? Da, te rog. Camerele de la Liana Stanciu am învățat, nu eu, nu numai eu am vrut să spun, cred că toată lumea care a ascultat-o, am învățat că poți să fii, poți să ai sex appeal și numai vorbind. Asta e una din marile calități ale Lianei. Liana, atunci când tot, îți spun sincer, acum și cred că nu mă poate contrazice nimeni din care a ascultat-o. Aduceți-l pe Mircea Badea să mai... Nu pot să-ți spun acum ce părere au bărbații. Deci vocea ta este mai mult de... Îți dai seama câte femei se chinuie să arate frumos, să se îmbrace, să fie o apariție undeva. Ție ți ajunge să deschizi gura. Este... Să trecem peste acest moment interpretabil, anumite... la alte și alte subiecte în emisiune. De ce e subiect? Da, spune mie, lasă-te. Nu, mă simt că... După mintea mea e vocea de radio cea mai personală. E ca o insectă prinsă din sectar. Nu, deloc, din potrivă. Știi, e un moment în care încerc să le pun pe toate cap la cap. Iar plăcea foarte mult să intrăm în legătură directă cu Andy Moisescu, un mare admirator. Stai, lasă-o și pe aia să spună și vrei să vorbești numai tu, mă. Păi n-am zis să vorbim noi de ea. Numai tu că ești mai deșteaptă. Tu că ești mai deșteaptă. Eu cred că la Liana e important de reținut și e bine că o văd. Am început să o vadă pe Prima TV, o văd și aici la Marius Stupe. Ce Prima, mă, am înțeles, gata. Hai. Nu, deci e important că o văd, pentru că pot să vadă că vocea aceea senzuală, vocea aceea senzațională, foarte personală, aparține și unui chip și trup frumos. Liana, scoate puțin picioare să vadă oameni despre ce am văzut. Te rog, mie place de multă vreme ascultându-o pe Liana Stanciu. Dar vreau să zic că mi-a arătat, pentru mine a fost o surpriză senzațională în momentul în care a prezentat... concertul de la sala Antena 1 Latino Party. Polivalentă. Latino Party. Adică a fost pur și simplu a ținut o sală până să vină cele două interprete de la Sucar Moreno. De ce râzi, fată? Să aminte o chestie de Alianei care m-a zăpăcit. Eu spui după aia. Stai să termin eu. Făcea Asucar, lumea, îndelin. Și la un moment dat îi vine o idee genială. Zice, hai, zahăr! Da, pentru că era mai dificil, așa, știi cum e aia cu... Păi tu care ești sare, de-aia n-ai înțeles ce e cu zahărul, mă. Ce voiai să strige? Nerafinat? Da, mă, era mult mai greu. Oricum. Era mult mai greu. Acid acetil salicilic. Nu, știi, și pe undeva vreau să mai spun ceva, pentru că Liana știe ce se întâmplă. Și acum trebuie să fim cinstite, să spunem așa. Băi, prea multe dulce. Eu înțeleg de ce v-a luat la Antena 1, frate, pe voi două. Nu, normal că noi suntem, apărăm pe postul ăsta de ne-am plictisit noi de noi, dar rămite bietul telespectator. Liana apare acum ceva mai des la televizor. Până acum a știut-o urmea de la Radio Contact, care, slavă Domnule, are audiența cea mai mare între posturile de radio din București. Așa, zi tu, că dacă zici... Uite, că am spus eu că... Nici pe mine nu m-a costat prea mult. Deci eu asta spun, că Liana nu se supere precis, pentru că știe ce gașca a intrat, ca să zic așa, știe în ce casă este și dacă lumea o să sune pentru noi, nu se supere, pentru că e fată deșteaptă. Asta e o altă calitate a Lianei Stanciu, care îi dau cuvântul mai Liana, cu cele din urmă. Te rog frumos să spui și tu ceva, pentru că fetele astea două... Zi, te rog. Zile Liana. Zile Loredana. Hai mă, ce vă tot învârtiți după coadă. Le zi Liana. Ce vrei să-ți spun? În primul rând că încerc să aflu care e subiectul acestei emisiuni, mi-e greu. Și ce caut eu aici? Asta e problema, știi? Ce cauți tu aici? Da, da. Păi nu ești femeie... E adevărat, da. Iar a fost să-ți spune ce cauți aici, că da. Eu cred că l-am intuit oarecum pe Marius. El ne-a evitat pe noi pentru că îi place de noi. Poți să negi lucrul acesta? Doamne, dar nu pot să zic. Deci de-aia ne-a evitat. Sigur că o să vă spun la finalul emisiunii. Mihaela, nu m-aș fi așteptat de la tine să mă lași singură. Deci atâtea dulcecării. Felicitări, doamna Mihaela. Felicitări, doamna Teo. Felicitări, doamna Mihaela. El ne-a evitat și Liana. Cât sunteți de frumoase și de deștept. Zici și tu ceva de rău, mamă, că mă lași pe mine singură. Noi două ne-am întâlnit mai des cu Marius. Ne știe bine ce putem fiecare de noi. Tu te-ai întâlnit mai rar. Nu, e prima dată. Nu e mai rar. E prima dată. Prima dată. Pe voi vă știam, însă niciodată n-am... Vreți să vorbim de amante, mă? Am scrise texte aici cu amanta de parlamentar. Chiar amanta n-am amanta avut, lasă-mă și pe mine. Amanta cheamă parlamentarul să vorbești despre amanta. Amanta de ziarist. Ce mă chem pe mine? Hai să vorbim despre ziarist. Bine, hai, nu mai vorbim despre amanta. Să ascultăm telespectatorii, să vedem care sunt întrebările lor. Pentru voi, dacă vă mai laudă cineva, închid telefonul. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm? Pe la Arad sunt. Da. Olar mă numesc. Da. Domnul Tucă, felicitări, sunteți în inferioritate, îmi pare rău, dar pentru doamnele, felicitări.
Mulțumim. Fără doar și poate. Doamna Rădulescu, v-au transpirat ochelarii? De când dacă îți vezi să vă dea așa, adevărat. Da. Nu-i bai. Mai degrabă s-au aburit, domnule telespectator. Da, dumneavoastră sunteți minunată, aduceți echilibru în familie fără doar și poate. Întrebarea, cum reușiți pentru toate doamnele? Să aducă echilibru. În familie, să rămână. La revedere, bună seara. Echilibru în familie? În familia mea sau în familie duminica? Asta n-am înțeles. În familii, în general. Familie, cum reușești să aduci echilibru în familiile oamenilor? Fie că e vorba de... Chestiune de vocație. Nu. Nu, e o luptă, o trântă dreaptă, ca să zic așa, a noastră zilnică cu noi și cu cei din jurul nostru. Dacă e vorba de familia mea, n-am să zic niciodată că am găsit echilibru, că ar fi prea mult spus. Trebuie să trăim așa vreo 50 de ani împreună cu cineva ca să spunem că am găsit echilibru și am găsit linia pe care să mergem amândoi fără să cădem pe alături. Iar despre echilibru, în alte familii, nu știu, aș vrea să pot să fac lucrul ăsta. Până la urmă, asta e ținta finală a unei emisiuni ca aceea pe care o prezint eu, să-i povestești omului despre ce e bine și frumos să facă, aducându-i în față modele de familie. Dar vă spun eu, uitați-vă bine, că vrea Marius să vorbească despre amante. Știți ce sentiment am eu când vine în emisiune vreun om politic? Despre care eu știu exact că el are o amantă, o și cunosc, dau mâna cu ea, mi-a făcut cunoștință și el vine acolo cu nevasta și cu copii. Știți ce sentiment îngrozitor e să încep să-l lauzi pe omul ăla politic și pe nevasta lui și să-ți spui ce viață frumoasă de familie ai? Îți vine să-ți dai două palme. Multe exemple de felul ăsta am avut. Am încheiat citatul. Așa vorbim despre dezechilibru. Să luăm exemplu de la domnul Mircea Badea, care nu este de față, dar pe care îl reprezint și care n-ar putea să facă asta niciodată. Purtătură de cuvântul. Da. Eu am învățat de la domnul Mircea Badea foarte multe lucruri. Și nu mă sfiesc să vă spun asta liniștit, pentru că am trecut printr-o groază de furtuni înainte să-l înțeleg pe domnul Mircea Badea și înainte să înțeleg care este povestea lui așa. Domnul Mircea Badea, dacă ar fi văzut un politician care vine la emisiune cu nevasta și sărută mâna de față cu publicul, să mai iasă și peste 4 ani, îl făcea de o băcănie, de-i suna apa în cap. Pentru că domnul Mircea Badea are următoarele principii. 1. Să nu minți. 2. Să nu te minți. 3. Nu te face de rușine. Nu te face de rușine. Și 4. Răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești rău. Chiar foarte rău. Da, e adevărat. Și, da, să știi că până la urmă intervine și o chestiune de bun simț. Dincolo de aceste principii pe care da, și eu le-am. Da, sunt convinsă. Dar e un bun simț. Dar el are personal, bun simț că face chestia asta? Și profesional. Ești la o emisiune care nu-i de scandal. L-ai chemat pe omul acolo, se uită de la copiii de 5 ani până la doamne de 80 de ani. Și nu poți să vii să speli rupele cu siguranță. Dar mai bine nu-l chem. Dă-l, doamne, iartă-mă, să stea. Asta e o problemă pe care doresc să o precizez la acest show. Eu nu chem invitații la emisiune. Am în spate echipa de producători și de realizatori. Ei fac toate invitațiile. Asta vreau să vă spun și eu, că nici eu nu chem invitații. Dar cine ne-a invitat? Nu e adevărat, el ne-a invitat. Deci la mine e ca la, știi cum e, Teo, ca la alimentară, zic eu. Mă duc și ce îmi pune în coș, aia comanda, aia mănâncă acasă. Deci ce mi-am pus din coș, din alimentară aia în coșul meu, aia mănâncă acasă. Dar tu alegi, tu spre deosebire de oamenii aia care vin acolo, tu alegi. Exemplu, poate tu vrei să mănânci aia și alegi. Nu? Da, nu e bun exemplu. O să mai găsesc unul de la cu bârlogul în care se adună în cazurile vieții, că e mai bun. Cum reușiți, fetelor, să țineți echilibru? Este o chestiune de disciplină. Ia zic cu disciplină. Este o chestiune de disciplină și de respect. Reciproc. Da, eu trăiesc pentru această meserie, nu mă interesează absolut nimic în rest. Poate să ningă, poate să plouă, am canadiană nouă. În fața mea este 10. Un drum, în momentul în care drumul este ăsta, eu trebuie să văd care ideea așa. Și ca să înțelegi că amândouă gândim mobil? La fel. Poftim? Ți-a dat telefon mobil pe drumul cine? Ăsta? Cineva care... Bineînțeles că l-am cerut prin contract. Haideți să vă mai arăt o poză. Uitați-vă, băi, frate. În limba engleză. Da. Este limba engleză. Vă ca să o citească și Shakespeare când s-o reîncarna. Adică să audă lumea de noi. Exact. Dar Teo, să-mi aduce aminte să-ți spun ceva vis-a-vis de ce ai spus tu sau îți spun acum dacă mă lași. Da, măi, Teo a venit pregătită cu nu, pozele. Uite, știi de ce? Nu că mai acum vorbesc serios. Hai să discutăm și ceva normal. Tu spui că cu duminica în familie. Tu spui că te interesează, nu? Doamne ferește. Tu spui că te interesează numai meseria. Atât. Nu, și eu vin și te întreb, Doamne ferește. Te îmbolnăvești.
se termină meserie, te îmbolnăvești, știu, exact, te la asta iese un coș pe față, ca să nu zic altceva. La asta mă gândesc și eu. Ce tot faci? Timpul. Am învățat limbi străine, am învățat să bag la mașină, sunt o bună secretară. Deci ai varianta următoare pregătită. Și atunci o să faci ideal din a fi secretară? Dar cu tine, tu cu tine, cu tine, familie, copii, nu știu, viața. Fraților, personală. Dacă voi nu înțelegeți că noi în momentul de față suntem niște sportivi de performanță pe care de a ajunge antrenori. Noi, oamenii de televiziune? Da. Sau? Noi în momentul ăsta suntem sportivi de performanță. Și dă-i, și aleargă, și fugi. Ale, 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 ale. Există două posibilități după ce această carieră se va sfârși. Unu, să devenim antrenori, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Și doi, să ne retragem din această carieră. Dacă în viața pe care o duci... Chestiunea 2 inclusă în chestiunea 1. Exact. Da. Nu inclus și chestiunea 2, și anume o elegantă retragere, ești mâncat. Pentru că o să-ți o iei foarte rău. Și anume foarte rău, între ochi. După părerea mea, trebuie să duci viața aceasta și între timp să-ți clădești în spate o aterizare ușoară și modestă. Da, da, uite, pentru că eu am văzut la tine un soi de încrâncenare care mie, la mine nu e așa de puternic. Adică eu nu mă gândesc numai la meseria asta, pentru că, slavă Domnului, am mai stat acasă câte un an așa de când fac meseria. Ei, eu nu pot să stau acasă. Deloc. Nici eu nu pot să stau, dar n-aveam încotro, am fost șomer un an de zile. Asta e altă poveste. Să dea Dumnezeu și mai să nu mi se întâmple că eu nu mai pot întoarce, ar înseamnă să intru în spital, clar. Da, nu, e o perioadă grea, nu vreau să-mi aduc aminte de ea foarte tare. Dar eu asta spun că continuă. Eu n-am încrâncenarea ta, eu mă mai gândesc și la altele. Mă gândesc să mai învăț câte ceva de mâncare, să fac de mâncare. Mă mai gândesc la copii, mă mai gândesc la bun, casă, hai să-ți explic, hai să-ți explic când o să-ți vină încrâncenarea. Te cheamă domnul Ancea, da? Și nu prea spune. Mă cheamă domnul Ancea, nu nici mă chemați, de o dată v-am văzut. Am dat-o afară pe trandafir. Dragă Mihaela Rădulescu, bănică, începând de mâine la ora 3:30 te trezești. Nu, o să-i spun cu regret nu. Deci nu sunt un om matinal. Deloc. N-are importanță. În meseria asta nu e vorba de care e matinal, care nu e matinal. Adică nu e pe dorite. E pe... Și ce legătură are cu femeia ceea ce spui tu? Are, pentru că trăiesc într-o lume de bărbați. Nici o femeie n-a reușit să reziste la acest program niciodată. E adevărat. E adevărat. Da. Diana? Nu știu, eu sunt puțin diferită. Eu nu văd așa. Mie îmi place ce fac la radio. Dacă mâine n-aș mai face radio, aș fi tristă, dar n-ar fi un capăt de țară. Dacă mâine n-aș mai face televiziune, aș fi tristă, dar n-ar fi un capăt de țară. Aș face orice altceva. Ori n-ai țară, ori n-ai capăt. Bun, și atunci de ce o faci? Pentru că îmi place. E o pasiune înainte de a fi meserie. Și ca orice pasiune, ea se poate termina sau poate să ajungă la altceva. Bun, și ce faci pe urmă? Te-ai gândit? Da, foarte bine. Despre asta este vorba. Deci care e problema? Și atunci, deci eu încerc să-ți explic că nu sunt atât de încrâncenată. Eu găsesc că asta o fac până la un anumit moment. Și chiar m-am gândit că de la 35-40 de ani vor veni foarte mulți oameni tineri care vor vrea să facă radio, vor înțelege diferit muzica, vor vrea să facă televiziune și vor înțelege diferit ideea de televiziune și show-ul de televiziune altfel. Și atunci e clar că trebuie să faci altceva. Eu fac și altceva. Și poate că de asta nu înțeleg modul ăsta. Trebuie să mă trezesc. Dacă mie mi s-ar zice mâine dimineața de trezești la 3:30 să faci un matinal, aș zice... Nu. Și asta e explicația pentru care atunci când trebuia să ajung la 10 am ajuns la 12, pentru că era foarte greu noaptea să stau până la 10, 11, 12, să-mi fac meseria, adică să traduc, să fac, să intru în internet, să navighez, să fac schimb de idei și așa mai departe. Două ore undeva mă bate mama, deci eu știu că nu e frumos atât. Asta e singura chestie. Și întârziasem o emisiune de televiziune, ca să înțelegeți care a fost micul conflict. Nu e adevărat. Întârziasem la o chestie despre care nu știam nimic. Clar, știam doar așa. Hai să nu vă certați. Nu, doamne, doamne ferește. Nu. Deci, încrâncenarea mea vine de la 8 ani de matinal, 8 ani pe care nu vi aș recomanda niciodată, 8 ani în care mi-a fost rău dimineața, că dimineața ți-e rău, 8 ani în care... Mie noaptea mi-e rău. În timpul programului. Vrei să spun ceva? Acum 4 ani am luat dintr-un sandwich o boală neplăcută, asta e, s-a întâmplat, și făceam matinal la Radio Contact. Mă trezeam la 4:30 și făceam matinalul care la vremea respectivă era 6:10, se chema Morning Has Broken. Și îl făceam că n-aveam încotro, asta este. Și am acolo, o săptămână n-am vrut să merg la medic din diverse motive, în ziua respectivă n-am putut să citesc, Miruna Coca-Cosma era colega mea de la știri la vremea respectivă, a încercat să citească ea în locul meu, pentru că eu nu mai vedeam rândurile cum trebuie. În acea seară se descoperise că am făcut o anumită boală a ficatului. Da, asta e mai puțin important. Deci au fost momente în care și eu eram, cum să-ți spun, un sfert din, nici măcar un sfert, sunt îngăduitoare când spun că funcționam la un sfert din parametrii normali, dar am făcut-o. Însă tot nu înțeleg această încrâncenare. Nu înțeleg. Eu sunt făcut altfel.
Da, e clar. Eu înțeleg pe Teo. Nu, este o chestiune de construcție. Și da, mai mult decât atât, eu cred că dacă ne uităm bine și la mine, și la Liana, și la Teo, că noi despre noi trei e vorba, că noi suntem aici evitate, dar cred că la Teo se și vede, nu încrâncenarea, că deja sună puțin prea... Nu, hanovistă. Nu, la Teo se vede pasiunea foarte mult, se vede cu ochiul liber, se vede că îi place la nebunie și nu ne place, dar e și termenul ăsta, la nebunie, se vede pe ea, se vede pe ce face. Este viața, practic, este felul ei de a trăi. Și înțeleg. Așa cred eu. V-ați gândit vreodată să intrați în politică? Eu nu sunt în stare pentru că eu nu văd pădurea de copaci. Deci am o problemă. Ca orice femeie, de altfel. Femeile nu sunt în stare să vadă structuri. Femeile văd punctual. Nu sunt în stare să se uite... Eu nu pot să fiu de acord cu asta, dar... Nici nu ți-a cerut. O secundă, Liana. Da. Femeile, la baza lor așa, văd bine așa, e frumos, dar nu pot să plonjeze asupra unor situații, să zică, mâncați așa, eu sunt Ștefan cel Mare, fii atât aici. Deci, de ce n-a fost Ștefan cel Mare femeie? Pentru că Ștefan cel Mare știa că trupele trebuie să fie aici și n-avea telefon celular. Dar să știi că tot mama lui Ștefan cel Mare conducea lupta, de fapt. Mama lui Ștefan cel Mare stătea și l-aștepta într-un vechi castel. Era dintr-un banc. E foarte drăguț. Deci, eu n-am fost niciodată Ștefan cel Mare. Eu cred că tu poți intra liniștit în politică, pentru că politicienii de azi, la fel ca și tine, văd lucrurile. Adică sunt stahanoviști. Nu, dar nu sunt în stare să vadă structuri sau structural, cum spuneai. Tot așa, aia, punctual. Nu, eu nu văd pe Teo în politică, o văd făcând exact ce face și... Deci eu văd foarte bine ca primar al sectorului 6. Dimineața, la prima oră, întâlnindu-se cu salubritatea din aia, băieții la o cafea, hai, la treabă. Păstrezi tu strada cu tare, Hai să-ți după explic. Care în primărie lucru cu vizitatori. E o problemă. De ce am ajuns eu așa? Pentru că eu n-am fost totdeauna așa. Eu am fost un copilaș care a început multe lucruri și n-a terminat nimic. Dar cine a zis cum că ești tu într-un fel sau altul? Eu. Cum adică? Stahanovistă sau ce? Da. Eu n-am fost în stare niciodată să termin tu ești nimic. Capitalistă pur sânge, terminul, gata, ai. Liana Stanciu. Stahanovistă. Lasă-mă să termin o frază. Tu ești capitalistă. Tu n-ai fost în stare să termin nimic. Tu trăiești ca și ele, într-un mediu concurențial, în care a doua zi, dacă nu mai merge, ești dat afară. Despre asta este vorba. Ce stahanovistă, mă? Ce asta e stahanovistă? Păi acolo e vorba de egalitarism, e vorba de cu totul altceva. Nu, pe mine chiar mă poate da afară. Adică, așa cum te vezi tu, ai putea să faci televiziune 100 de ani. Că nu te dă nimeni, că nu. Nu, tu ești într-un sistem concurențial. Și ai ziua fiecare de azi zi... e ultima. Bă, ziua de azi poate fi ultima. Mai spui și pe mine, că oricum nu spui nimic interesant. Deci tu ai în fiecare zi așa deasupra capului de o... Absolut. Și se pare rău că ne-ai evitat. Da. Ai deasupra capului în fiecare zi o sabie și sabia stă să cadă în fiecare zi. Și tu în fiecare zi reușești să oprești undeva deasupra, să mergi mai departe și ea să cadă pe lângă tine. Corect. Ce stahanovistă? Care e definiția asta? Că la femei n-ai fost în stare să dai. Ce înseamnă stahanovist? Că de scola 3 jumate, vrei să spun ceva, americanii sunt nebuniți, nu dorm noaptea cu gândul, ca să bifeze la serviciu, cartela. Nu, că ea și-a făcut un program după care merge. Dar ce? E capitalistă. Stahanovism înseamnă altceva. Bă, numai, gata, hai. Numai, bați, pe tine m-ați spălat. Liana. Da. Era vorba că nu ești de acord cu tău în problema asta cu... Cu femeia care vede punctual. Cu femeia care vede punctual. Da. Și... Dar n-a zis că femeia e proastă. Tu deja ai reacționat spunând că e redusă, că e limitată. Nu am senzația tot timpul, chiar că anumite... O să zică lumea că sunt feministă. Da, asta e. Pari, într-un fel. Par? Mă rog, se întâmplă. Mă deranjează diferențele atunci când se adâncesc diferențele. Dar există, măi. Există, nimeni nu le pune la îndoială. Există. Doamne ferește. Sunt niște colege minunate, doar atât că nu trebuie să prea mult. Nu trebuie să ce? Nu contează. Doza... Zilean. Da. A vorbit bărbatul. Mă rog. Ceea ce încercam să spun este că sunt anumite momente în care o femeie trebuie să fie femeie și chiar dacă dă senzația că se uită într-un loc, trebuie să se gândească exact cum vrea ea. Deci nu sunt adepta principiului că dacă trebuie să facă aia, trebuie să facă și asta e, pentru că asta e menirea ei. Nu. Nici o clipă. Diana, hai să vorbim despre politică. Să facem nițică politică. Nu, te rog. Nu, nu e vorba de altfel de politică. Mircea! Mircea! Nu mă lași! Trandafir. Deci ești în direct și se uită niște oameni la tine. Păi dai, îl stric pe Mircea ca să mă ajute dacă e. Da, să-ți dea telefon. Eu văd că stai telefonul, stă cu telefonul în mână să o sune Mircea, să-i mai spune ceva. Doamne, tu ai telefonul deschis, Mihaela, să te sune Ștefan. Nu. Diana, la fel, închis. De ce credeți că în politică, și nu numai în politică, sunt atât de puține femei?
Câte femei ministru avem noi? În afară de un secretar de stat, Norica Nicolai, și un alt secretar de stat, tot la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Eu deci... sunt total pentru implicarea femeilor în politică, cu condiția... Ce să spun dacă spui tu că ești total? Spune-mi de ce nu sunt. Pe noi ce vrem fiecare. Nu, de ce nu sunt, am întrebat. Asta nu mă privește, nu pot să-ți dau eu un răspuns la întrebarea asta. Păi atunci de ce ești total dacă nu te privești? Nu pot să... Aș vrea să vorbesc erijându-mă în liderul femeilor din țara asta. Nu pot să zic eu de ce nu sunt femei în politică, să fie rușine că nu sunt. Teo a fost aleasă femeia anului, puteți să spun, dar de ce ați fost aleasă femeia anului dacă nu vă erigeați? Eu cred că femeile încă n-au învățat că au și ele drepturi egale cu bărbații, în cea mai mare parte a cazurilor, și cred că n-au învățat încă să se exprime liber. N-au învățat că și-au câștigat dreptul de a fi pe aceeași, la același nivel cu bărbații. Cred că asta e mai greu. Dumnezeu. Dar să știi că au apărut între timp. Dacă te duci în țară, ai să vezi că nu știu de ce în țară funcționează mult mai bine decât puterea centrală. Nu știu dacă ați observat. Duceți-vă în provincie, în orașe mari, și ai să vezi că în toate structurile de conducere din județul, din orașul respectiv, marea majoritate a șefilor de acolo sunt femei. Nu știu de ce. Femeile sunt în proporție de 1% în orașe, crede-mă, primari că în țară, și așa mai departe. Nu, sunt primari, sunt consilieri, sunt președinte păi de partid. Ia, am primit tău un telefon. Nu. Eu vă întreb. Vă dau eu exemplu, le doresc să... Vă dau exemplu și din presă. Nu știu dacă există un director sau un redactor șef în... un director sau un redactor șef femeie în presă. A fost Tia Șerbănescu. Nu știu dacă în momentul ăsta mai există. Nu există. Toți există un redactor șef la o revistă de femei însă. Da, bine. Aproape firesc, aș putea spune, nu? Da, la mai multe revizite de femei. Da, majoritatea, nu? Da? Da, da. Hai să spune tu, Teo, de ce femeile nu sunt... Le-am avut invitate acum sunt femei ministru? Pe toate redactorițele șefe de la 6 magazine de femei. De ce nu sunt femei ministru? De ce nu sunt femei... De ce sunt atât de puține femei în Parlament? De ce pentru nu că sunt nu le lasă bărbații, Marius, dacă vrei să știi. Băi, nu cred că e adevărat. Nu. Nici eu nu cred. Bărbaților personali. Nu le dau voie, nu că nu le lasă. Zi, Teo. Deci după capul meu și o să se supere la lume de mie, rău să mă gândesc. Trăim într-o lume a bărbaților și este limpede că e așa. Ce să mai sucim? Trăim într-o lume a bărbaților. Există două posibilități. Adică, ce înseamnă asta? Poți să spui mai degrabă că trăim în lumea animalelor. De ce trăim într-o lume a bărbaților? Pentru că bărbații sunt niște animale, aș fi spus, dacă nu m-aș fi controlat. Dar iată, m-am controlat și n-am spus. Te rog. Nu, ți-ai cerut-o, dragul meu, crede-mă, ți-ai cerut-o în genunchi. Am aruncat o secundă dacă o prinzi. Era cât pace. Între ochi, cum ar spune. Da. Right between the eyes. Pentru că te blochezi des? Repet, trăim într-o lume a bărbaților și femeile, nu dacă nu... Cum adică trăim într-o lume a bărbaților? Păi cum trăim? Explică-mi asta, sună pe Mircea. Trăim uite, prost. Nu că vin și eu aici în întâmpinarea, ca să zic așa, lui Teo și spun, normal că trăim într-o lume a bărbaților din moment ce întrebarea ta, Marius, este de ce nu sunt femei în politică? Pentru că sunt prea mulți bărbați. Deci, ce spune Teo are logică. Trăim într-o lume a bărbaților. Femeile au treburi importante pe lumea asta. Politica este, o chestie absolut bestială, mie îmi place foarte mult, mă bucur obor. Dar femeia trebuie să facă niște lucruri bine cu care se și... Bine că nu te Big Berceni. Cu care se și dă cu pumnul în piept. Adică eu n-am văzut femeie să nu se laude teribil că poate fi mamă. Asta i-a dat-o Dumnezeu. I-a dat-o Dumnezeu, deci nu este meritul femeii, este apanajul ei. Dar nu e meritul ei. Femeile trebuie să stea acasă, să facă copii, să-și îngrijească bărbat. Asta e ideea. Paolo, o să vezi ce să zică Liana. O să-i dau cuvântul după ce din cauza, din cauza asta nu sunt. Eu n-am zis că fac asta. Stă cineva am ales pe fir altul. De când stai după scaun. Bună seara. Bună seara. Alo? Bună seara. De unde e telespectatorul? Poate nu știe că a intrat în direct. A fost furat de teoria despre femeia domnișoarei Teo Trandafir. Bună seara. De unde din provincie? Din Calafat, din Caracal, de unde? Nu, mai spune asta cu Caracalul, se simte omul prost. De ce, dragă? Iartă, m-am uitat. Publicitate și vom continua emisiunea după aceea. Nu aș dori o țigară, aș necesita o țigară. Eu necesit o pensare. Da, eu n-am lumină bună, protestez pe cacatul mare. Vreți că se uită cineva la noi? Păi nu știu, probabil că Mircea Badea și cu Ștefan Bănică. Ștefan nu se uită, culmea, care spectacol. Ba nu, n-are spectacol, are repetiție. Are repetiție. Cât durează? Nu știu. Asta a 2 minute și 9 secunde. Nu pot să cred. Te rog, stai mai în interior, ești nevoie. Hai mă, mâncați așa. Da! E, na!
prea bestial. Tuca este mult prea bestial, este tata lor. Auzi, dar nu vreți să luăm pe Mircea în direct la telefon ca să el ne liniștim o dată? Este bărbatul perfect. Este exact așa văd eu bărbatul, exact cum e mare. Exact așa. Mă, nu știi, scriu poezie de 20 de ani. Să lângă el, ce până mea vrei să zic? Liana, dacă știi ce frumos scrie. Acum vorbesc serios. El nu e ce pare la televizor. Asta e ideea. Afară vă psihiatru și înăuntru, nu? Păi, dar ce și noi suntem la fel, să dar știi. Dar eu ador să fii zără plăcute, știi? Îți place? Aici. Îți place? Aici. A, e bine. Ok. Bine, pa. Ai, de zile nu și mă nebunim. Ce a zis, se uită sau nu se uită? Da. Jumate a fost. Sigur și e s-a ceva? Directorul vostru. Și ce? Hai, lasă-mă, mă, că dă afară sau sunt nu? Lucrurile pe care le-am vorbit de 1000 de ori, ce dracu. Vorbesc despre ce am vorbit noi. Aș dori să-ți pun și eu ție o întrebare. O să am voie să spun o întrebare? Sigur, poți să pui ce întrebare, nu mai trebuie să primești niciun răspuns. Tu ai dezvoltat niște complexe, prietene. glumesc. Te sărut și te las căci intru în și anume câte frumoasă emisiune care e decât că este. Bine, basta, pa, pa. Păpușa mea frumoasă! Ce face păpușa mea frumoasă? Gata? Cine nu-i gata? Aoleu, da. Ați văzut ce am făcut în masa domnului Tucă? Mi-am julit piciorul, mi-a dat sângele. Vă sunt după emisiune să ne întâlnim pentru aia, da? O donați! Bine, vă... Păi o jumătate de oră. V-ați uitat la asta ceva? Bine, unde nu pot, mamă, nu mai am unde să mă duc decât să mă pun în poala popii. Da, vin să vă iau eu, nu? Bine, papa. Da, păpușa mea. Nu e așa? Iana, pan puțin timonată. E așa sau? E, ți-e bine? E prea serioasă, Iana. Să... Mă bucur mult de la. Păi da, că voi sunteți niște sifilitici. Să rămână, să rămână. Stai aproape, că te-am strigat aici. Suntem așa că suntem pe terenul nostru, vorbesc eu. Da, absolut, absolut. Absolut. Spun eu că aș avea ceva de stare. Eu, din potrivă, unde mă duc? Intru, te sărut. Uite, eu înțeleg. Stai cu mine, Mircea. Pa, pa. M-a invitat aia la TVR, parcă eram cretină. Senină și cretină eram. A fost la o singură emisiune asta TVR, unde mi-a invitat să-i marcea. Asta să ai un bărbat lângă tine, să te sune din două în două minute. Eu sunt cu freza asta de ieri, de la emisiune. Mă mai spun, mă mai pierdut. Femeia este... un zeu în carne și oase. Femeia este, ați văzut și dumneavoastră ce spun colegele mele, că este femeia. Emisiunea în această seară dedicată femeii Mihaela Rădulescu Bănică, Liana Stanciu și Teo Trandafir sunt invitatele mele. Trebuie să vă spun, nu pot să țiu. Teo Trandafir pe timpul pauzei a vorbit tot timpul la telefon, a primit indicații, a dat indicații, a dat definiții. Cu cine ai vorbit și Teo? Cu Mircea. Ce să? Ceacă ce? Ceacă suntem cei mai bestiali, că suntem tata lor, că o să avem niște audiențe de crapă capul și mi-a zis că stă cu mine. Da. Că rămâne cu tine. Asta înseamnă să ai un bărbat lângă tine. Te-ai uitat la monitorul pe care ni l-au lăsat copiii? Este ăla care vine prin satelit și imaginile vin cu întârziere. Da. Uite. Am văzut, lasă-mă, că sunt disperată. De ce nu ne-a zis și Mircea? Că ești tu să-i spui, Teo, la mulți ani de Ziua Femeiei pentru mine și pentru Liana. Da, putea să spună, da. Mircea, nu crede în Ziua Femeii. Sună foarte mulți oameni, nu? Să vorbim despre asta. De ce nu crede în Ziua Femeii? Pentru că Ziua Femeii este în fiecare zi. De unde? De acord cu asta, dar de ce nu o sărbătorește în mod special pe 8 martie? Stai puțin. Mi-a sărbătorit-o, nu mi-a adus un flacon de rudotel, ce e nebunit? N-ai văzut? Am mai auzit bărbați supărați, să știi că în general bărbații, toate femeile... Mă, mi-a adus rudotel, ce vrei mai frumos decât atât și mai autoblamant? Stai, Teo, stai, zice, nu, chiar mă interesează, tu ții la ziua asta de obaie, că lumea toată nu știe, mulți au senzația că e o sărbătoare comunistă, e o sărbătoare comunistă, a inventat-o președinta unui partid comunist. Avem un stahanovist aici, a vii tu cu sărbătoarea comunistă? Nu, eu cred. Domnule, să punem secera și ciocanul. Teo, iartă-mă puțin, Teo. Poți să-mi zici, domnul Teo. Da. Nu, eu sunt pentru ziua de 8 martie, chiar dacă se spune așa de ce frumos de ziua, că fiecare zi e ziua femeii, dar eu cred că pe 8 martie, în mod special, femeia trebuie să fie sărbătorită. Mai primim mai lucruri minunate, cum ar fi o brățară, niște flori și multe alte pupături, de la soțul meu, evident, și de la colegii mei. Colegii tăi? Florile. Colegii mei, florile. Colegii mei. Vai, ce frumos. Avem pe cineva. Tu primi ceva? Da. Ce? Primi versurile de la John Lennon. Oliu. Două albume, Milk and Honey și Double Fantasy. Primi și albumul. Păi ție spui ce o să mai adărești? De unde până unde la... Am evoluat! Așa, ce mai primi? Să nu spui că te-ai apucat să-l citești pe Shakespeare, că n-ai terminat de tot în seara asta.
în același timp cu Homer și cu... Bine, mai bag și niște acțiune, niște filme polițiști în seara de miercuri la Antena. Da, îmi dați voie să-i pun și o întrebare lui Marius. Eu sunt un om, eu sunt foarte serioasă când mă trezesc în spațiul acesta și când știu ce înaintași am avut la aceste emisiuni, îmi vine să te întreb pe tine, Marius. Ne-ai întrebat pe noi, ne-ai chinuit pe noi cu întrebarea de ce nu sunt femei în politică, de ce nu sunt mai multe. Dar pune mâna și răspunde. Pentru că mă uit la voi și îmi dau seama că n-au cum să fie. Avem pe cineva din Iași. Eu ți-am spus. Bună seara. Dar în stare de un răspuns serios ești până la sfârșitul emisiunii? Da. Bună seara. Aș dori să l-am. Alo. Da. Alo. Vă ascultăm din Iași, da? Bună seara, din Iași sunt. Vă ascultăm. Să trăiască Moldova, cum ar veni. Mulțumesc pentru urare. Ce să vă felicit... invitatele din seara asta, să le urez, să le urăm la mulți ani și multă fericire. La mulți ani, dacă și pe obrazul acesta pentru Teo. Aveți o întrebare? Iar sta mai bine să-i spună Teo Trandafira. Seamănă cu Trandafira așa mai... Adică, care are sfârșit? De Bacara. Mai buclat așa. Mai scuturat? Mai bucălat. Bucălat? Mai bucălat, taie zâu. Da. Domnule, sunt obeză de gradul 2. Unde reușește în fiecare dimineață la ora 3:30? Poftim? Unde reușește în fiecare dimineață scoală la ora 3:30? Păi dacă se culcă la 7, cum? Mă culc la 7 și având în vedere că nu sunt un om măcinat de întrebări interioare, pun capul pe pernă și dorm, ca imbecilii. Și eu nu pun întrebări unde e omul cu Vovadis, unde merge, care... Asta e țelul meu în viață. De aia sunteți așa de proaspătă și frumoasă. Proastă, păstând, domnule, la greu. Vă mulțumesc din tot sufletul. Sunteți tare drăguț. Mulțumesc, bună seara. Vă mulțumesc bună din seara, suflet. Mulțumim. Mulțumesc care este concepția ta despre lume și despre viața tău? Eu despre meseria am auzit-o. Aproape că e tot una cu acea concepție a ta despre lume și viață. Da, cred că fericirea durează câteva secunde. Cred că... Păi asta în cazul tău, nu generaliza. Așa, și cred că pe măsură ce îmbătrânești, trăsăturile de caracter rele se accentuează. Cred că oamenii care se ajută între ei o fac pentru interes. Cât de serioasă este Dumnezeule, vă rog. Concepția mea despre lume și viață, păi așa. Da? Eu cred că m-am tâmpit de tot și că în curând o să mor de bătrânețe, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Teo, spun întrebarea cea mai grea pentru tine. Nu te întreb câte, ci câți ani ai. 30 fix bătuți pe muchie. Mulți înainte. Mulțumesc foarte mult. Pare aproape de 30, părerea mea. Nu știu dacă și telespectatorii și-au dat seama de asta. Aproape de 30 poate să fie și 45. Asta am și vrut să spun. Diana, câți ani ai? Ce importanță are? Nu am făcut încă 30. În vara asta, în august, mi se întâmplă. Mama lor. Eu când deci, îți spun micuțele... Deci, îmi dau seama că ați ajuns femeile numărul 1 în România până să împliniți vârsta de 30 de ani. Vorbește pentru tine. Tu ai devenit femeia numărul 1 în România. Păi, dar ce mă, femeile anului, ce ați de fost? Da, numai că eu am făcut 30 anul trecut. Păi, atunci de ce ai spus că ai 30? Ai spus cu un an mai puțin. Bineînțeles. Felicitația de decernare a premiilor femeie anului a fost anul acesta, în sensul acesta. Eu pe 2 iunie fac 31 de ani. Da. Care este concepția italiană despre lume și viață? Filozofăm sau vorbim discuții? Păi tu vorbești discuții și eu filozofez. Bine așa. Ah, ce nu, am voie să mă ridic de aici să te pup? Stai o secundă. Faci ce vrei, cum să spun, nu impun eu să răspunzi într-un fel sau altul. Niciodată n-am impus cuiva să dea un răspuns. Sigur că de multe ori pun întrebările ca să-mi dea răspunsul pe care îl vreau, sau acum nu e cazul. Nu e cazul. Da. Aș putea să spun foarte multe, aș putea să mint foarte frumos, însă asta nu e stilul vreau. Celor care vin aici. Am înțeles că aici vin oameni... Se minte de se rupe, stai liniștit da, aici. Rău de tot, rău de tot. Eu mă am putea face podul da? Mincinoșilor aici, da, așa rău zi. De tot. Pentru mine... Viața e minunată și trebuie așa cum e ea. Trebuie să te bucuri să de orice. Eu mă bucur de orice. Mărturisesc că total orice... Orice... Pare că pe mine nu mai întreabă nimic. Exact. Da, pentru mine viața e așa o minune care se întâmplă și de care trebuie să profiți. Eu mă bucur de o floare, mă bucur de o piesă care îmi place, mă bucur de un vers care mi se pare că se potrivește, mă bucur de o imagine într-un film, de un joc, de o orice. Și asta e definiția vieții, după opinia mea. E foarte simplu, îngrozitor de simplu. Ferice de la care stă pe lângă tine și lasă-mă care... Lasă-mă să spun și eu că îmbrățișez cu eu totul teoria. Eu nu am spus nimic. Ferice de la care stă lângă tine și care
are parte de bucuria pe care o... Bine, asta nu înseamnă că viața e roz, Marius. Nu înseamnă că viața e roz asta sau că viața înțeles, mea ar fi puțin, așa. Eu asta dar eu învăț în fiecare zi să mă bucur de viață. Învăț. Eu am viața că învăț în fiecare zi să mor. Nu să și eu la fel. Viața e atunci sănătate, când sănătate, mori. Sănătate. Sănătate. Mihaela, te rog. Mihaela vrea să dea un răspuns serios la întrebare pe nu, care am dat-o. Nu vreau să dau un răspuns serios. Și sunt foarte fericită cumva că... elaborat pentru că între timp l-a frământat puțin. Da, totdeauna mă întreb ultima și tot timpul faci introducerea. Treabă-mă prima și îți spun și eu. Numai pe tine te împrieg. Că uite, nu scriu nimic desene. Da, e clar că acolo și desenele au anumite... Da, am desenat două ouă. Nu știu ce am desenat aici. Sunt cu totul și cu totul de partea Lianei la acest punct. Mai adaug așa ca să fie tablou mai complet. Eu sunt dintre acele nefericite care văd viața atât de frumos și descoper că mă bucur că trăiesc atunci când văd romantism, tandrețe, poezie. Eu n-am văzut nefericite despre tine. Lasă-o pe asta cu nefericite. Crede-mă, am văzut. Eu sunt cea mai fericită când văd bărbați cu flori în mână, când văd bărbați care mai au unii tandrețe, romantism, poezie. Sunt de modă veche, dar rău de tot la capitolul acesta și sunt topită de fericire la gesturi mărunte. Ștefan la pian? Nu-ți spun din cap. Am cântă, uite asta, cântă la ce pian. Ce faci când el cântă la pian? Treaba mea. Este superb. Eu mă bucur de viață, că despre viață vorbeam. Da. Nu, acum vorbim serios. Da, foarte serios, să spun. Sunt total de părerea ei. Trebuie, în viața asta, așa cum e ea, plină de necazuri, de suferințe... Trebuie să reușești să faci asta. Da. E ușor de spus să te bucuri de fiecare loc. Da, trebuie să înveți să-ți educi această latura ta, să te bucuri de tot ce ai frumos în jurul tău, chiar dacă e plin de urât. Uite, de primăvară. De ghiocei, de floricele, de aer, de păsărele, de tot. Eu am zis doar că viața e atunci când mori. Asta nu înseamnă că văd un buchet de ghiocei, îi iau și arunc la closet, cum să spun. Dimpotrivă! Mă bucur de flori, de soare, de mare. Așa e. Oh, Teo, se vede și asta pe tine. Se vede bestial, când... dar tu mori! Înțelegi? Nu. Păi ești prea... Nu. Te rog frumos. Nu, pentru că... Nu. Atenție, se spune clar, ai depășit o anumită limită. Părerea mea este da, că tu limita ești... de 30 de ani. Fii atent aici. Mai clar, sunt de acord și cu teoria aceea care spune că fiecare zi a vieții poate fi ultima și 300 despre de timp. Păi ce e femeia? Spuneți-mi și mie, ce e femeia? Mă lăsați. E viața însăși, ca să trecem pe subiectul acesta. Zic tău, ce e femeia? Păi nu dă ea viață, ea e viața. De unde să știu? De unde să știi, de unde să vii? De unde să viu? Bună seara! Noi putem să spunem ce e femeia anului, femeie nu știu. Exact, exact. Bună seara! Alo? Hai că vă întreb după aia ce e femeia anului, da. Îți răspund. Alo? Vă ascultăm, doamnă. Bună seara! Bună seara! Carmen Ciungulescu mă numesc, vă sunt din Târgu Jiu. La mulți ani, doamnă. Și eu le doresc invitatelor dumneavoastră la mulți ani. Aveți un oraș superb, doamnă. La fel. Da, vă mulțumesc că mi-aduc aminte cu gânduri frumoase despre vizita dumneavoastră aici, deși nu s-a întâmplat chiar în niște evenimente foarte frumoase. Știți ce sentiment ai atunci când ești pe o clădire înaltă, pe un hotel și transmiți niște evenimente care nu sunt tocmai așa cum spuneați dumneavoastră frumoase și în stânga vezi masa tăcerii și poarta sărutului? Superbe! Am fost lângă dumneavoastră cu sufletul și cu inima în noaptea aceea. Chiar și cu aparatura pe care v-am pus-o la dispoziție, asta așa, în paranteză fie spus, nu trebuie să mă desconspir da. Foarte tare. Așa, iar vis-a-vis de masa tăcerii, aș continua un pic cu o legendă care există prin părțile locului, vis-a-vis de faptul că mai există o altă masă a lui Brâncuș, care nu este cu scaune în jurul ei. Masa dacică, pe care foarte puțini o recunosc, iar brâncușologi vestiți o neagă total. Da. Așa, soțul meu, eu nu sunt gorjancă, dar... De ce ne-a sunat? Poftim? De ce ne-a sunat? În primul rând să vă mulțumesc pentru acest cadou minunat de 8 martie. Așa, să... Și noi vă mulțumim că ne-a sunat. Și trebuie să aveți grijă să nu ajungem în situația în care politicienii să se repeadă să ia și scaunele de la masa tăcerii ca să se așeze ei. Măcar să avem garanția asta. Cred că dincolo de cuvinte, Brâncuș a mai sădit încă ceva în sufletele oamenilor, în așa fel încât politicienii vorbesc, dar într-o zi o să fie silit să tacă. Da. Așa. Ce aș vrea să vă rog. Vă întreb? De ce nu sunt femei în politică, vis-a-vis de profesiile, vis-a-vis de încrâncenarea lui Teo, căreia eu nu i-aș zice încrâncenare, o iubesc pe Teo din tot sufletul. De ce? Pentru că și eu sunt o pătimașă ca și ea și indiferent de ce mă apuc să fac,
Asta este. Asta e sufletul. Nu poți să spui în cuvinte. Dincolo de asta, nu poți. Nu știu. Nu știu dacă am fost foarte, foarte pe înțeles. Ba da. Destul de emoționată. Dar mă uit la Teo și vină să strâng în brațe, așa ca pe o soră mai... mai mică, mai mare, cum vrea ea. Mulțumesc din suflet. Ca pe o soră. Așa, ca pe o soră. Și eu am o soră care seamănă cu Teo, parcă ar fi gemene. Trimiteți-o încoace să mai facem dublură. E greu. Ați văzut cumva emisiunea? Știți ce mă încrâncenează pe mine cel mai tare când veni vorba despre cuvântul ăsta? Am făcut emisiune cu bărbați despre femei înainte de 8 martie. Și am înțeles. Abia atunci am înțeles. Nu ai înțeles nimic. Am înțeles atâtea lucruri atunci. În momentul în care am făcut emisiunea și după aceea, din telefoanele pe care le-am primit și au fost câteva zeci, în care mi se spunea care este poziția femeii în fața bărbatului psihologic, intelectual, sentimental, cum vreți neasă. Și am înțeles atâtea lucruri, încât vorbeam cu Liana, o prietenă de-a mea, care îmi spune, draga mea, zice, asta este, aici ne aflăm. Prea corespunzător. Da. Și atunci cum să nu mă revolt? Cum să nu mă apuce nebunie? Nu, hai să-ți spun altceva, dragă Teo, dacă îmi dai voie să-ți spun așa. Vă rog foarte mult, sufletul. Vă rog foarte mult. Așa. Noi ne zbatem și ne luptăm de sute de ani pentru egalitate. Nu suntem egale și nu o să fim niciodată cu bărbații. Prea corespunzător. Dar, de ce există ziua femeii și ziua copilului? Și nu există ziua bărbatului. Și nu există ziua bărbatului. Pentru că, de fapt, e ziua lui în fiecare zi. Și ziua femeii și a copilului numai în acele zile. Poate tocmai cu asta vor să apese de partea cealaltă balanța. Să ne ofere măcar într-o singură zi acea, nu egalitate, ci superioritate. Eu sunt de acord, doamnă, de aia și țin la această sărbătoare foarte tare. Eu sunt total pentru ca femeia să aibă o zi a ei mai presus de celelalte în care ar putea să fie tot zilele ei, depinde de bărbat. Pentru că de celelalte zile nu vorbește nimeni, deși femeia e tot femeie, că fără o femeie... Doamnă, sunteți căsătorită? Da, bineînțeles. Și soțul dumneavoastră lângă dumneavoastră? Exact. De câte ori v-a adus flori anul acesta? În fiecare duminică face piața și mi-aduce flori. Atunci sunteți o excepție, doamnă. Dumnezeule! De-aia ne înțelegem noi două, doamnă. Așa am trăit și o slavă, domnule, am fost o femeie super fericită toată viața mea. Nu, deci noi suntem așa o pereche mai privilegiată, cum să zic... Așa, ne înțelegem, nu știu dacă întotdeauna din gesturi, dar se uite la mine când mă vede încruntată, știe, ia plasa, pleacă în piață și vine în loc de pătrunjel cu păr. Pupați-l din partea noastră și spuneți-l la mulțumesc. Sunteți o drăguță. Să rămână. Mulțumim mult pentru telefonul dumneavoastră. Eu vă mulțumesc și dacă îmi permite, soțul meu vrea să vă spună și el ceva. La mulți ani, doamnă, numai bine. Vă ascultăm și pe soțul dumneavoastră. Eu vă doresc și multă sănătate și mai vreme misiuni. Cât de multe. Îmi permite să vi-l dau pe soțul meu? Sigur, vă rog. Câteva cuvinte? Vă rog. Mulțumesc. Plăcere. Bună seara. Bună seara. Vreau să vă spun un vers de suflet. Deci, mai la urmă pe un cuvânt să se lase sărutată de atâtea ori odată câți fuștei la scară sunt, sărutată. Vă mulțumim frumos. Mulțumim pentru telefon și vă mulțumim și dumneavoastră și doamnei la mulți ani încă o dată. Numai bine, difuzăm publicitate și după aia am înțeles că vrea să intre băiatul ăsta de la tine la emisiune, cum îl cheamă? Mircea Badea. E Mircea pe fir? Da, vrea să intre și să vă spună ceva. Probabil să că intre după publicitate, sigur că da. A, luăm acum, e pe fir? Hai să-l mai ținem puțin totuși, să nu-l băgăm. Să-l mai ținem? E pe fir Mircea? Alo? Salut, Mircea. Yo! Alo? Mamen! La română! Ce faci, Gurița? La mulți ani, Teo, la mulți ani, Mihaela, la mulți ani, Liana. În sfârșit, dragă, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Da, n-am vrut să spun prin Teo la mulți ani pentru că vreau să vă spun personal, dar tu te-ai grăbit ca fata mare la măritat. Yes! Zile lor, Dana! La mulți ani și soției lui Marius și fetiței sale, care este un copil extraordinar. Mulțumesc, Mircea. Și, bineînțeles, tuturor femeilor din România. Ce-i spuneai Teo lui Mircea la telefon? Ce-i spuneam? Știi că o să ajungeți cum erau Vasile și n-ai Vasile Muraru și n-ai Lăzărescu. Vădea pe Vasile să apăia ce uite pe aia, doi. Da, așa suntem și noi, decât că eu porcet cei. Ce-i spuneai Mircea, doamnei Teo, la telefon? Definiția aia ta cu trenurile.
Ah, că e al Băsescu. O femeie drăzină, așa, plină de poezie, desigur. Da. Mi s-a părut că aparține mai degrabă domnului Băsescu decât ție. Eu dăm domnului Băsescu. Bine, Mircea. Da. Numai... Auzi, să știi că sunt un telespectator revoltat. Corect. Care a dat telefon. Corect. Spune că el nu e de acord. Corect. De acord și eu cu tine. Cu ce nu ești de acord? Nu e de acord, dar nu are importanță cu ce nu e. Cu faptul că lumea e condusă de bărbați. Nu e de acord. Ce, ți-ar plăcea să fie deci condusă de femei? Condusă de femei și femeia este liderul natural al planetei. Da, mă, dar vă lăsăm să credeți că voi sunteți șef. Asta e, de fapt, până la urmă. Exact, ăsta este trucul. Ăsta este trucul, înțelegi? Da. Sigur, bărbatul face politică, este în față. Și toate nevestele de oameni politici fac politică, de fapt, vă spun eu. Dar, numai puțin. Dar femeia face lucrurile care contează într-adevăr. Ea naște copii, ea îi crește. În spatele fiecărui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică, zicea cineva și cred că avea dreptate. E, și dacă ne gândim, nu, Joitica nu conducea revoluția. Treburile în județ. Dacă nasul Cleopatra i-ar fi fost mai scurt, fața lumii ar fi fost alta. Și, mă rog, lista exemplului ar putea continua. Deci a sărut-o din partea noastră pe femeia puternică din spatele tău. Bravo, Diana! Un bărbat puternic, dar a fost străduit să devin. Ce zici? A luat-o, lasă. Nu sunt un bărbat puternic, mă străduiesc să devin. Spune-le că femeia puternică din spatele meu sunt eu și o să-i treacă cheful de sărutat Lianei de nu-i stereal. Clar. Mă rog. Clar. Yes! Mă rog. Ce bine ne înțelegem noi doi, parcă ar fi unul singur. Ar fi trebuit să spună el asta. Deci, în exemplu cu mama lui Ștefan cel Mare, Ștefan cel Mare s-a dus la bătălie, pierdut bătălia, s-a întoarsă acasă și ce-a făcut femeia? Ai pierdut? Nu l-a primit în casă. Ieși mai aici. Și câștigă bătălia, înțelegi? Pentru țara mori. Nu poți adevăratul conducător. Și mă ocup eu de parastas. Te salut, Mircea, și îți mulțumesc mult de tot. Da. Și am mai înțeles ceva din emisiunea asta și cu asta închei. Am înțeles că domnul Oancea este șeful și ne poate da afară pe toți. Vrei să trăiască domnul Oancea care... Ei, lasă-mi că nu... Ce om rău! Auzi, lasă-mi că nu o să ne dea chiar așa. Nu e chiar a face ce vrea el. Lasă că mai vedem, mai negociem, mai discutăm. Mersi pentru telefon, Mircea, era să zic... V-am pupat, pa! Mulțumim, Mircea. Dar nu mi-ai spus de femeia politică. Nu mi-ai răspuns serios. Politică? Serios, să-mi răspuns serios, ca la o emisiune cu oameni serioși și politicieni. De ce? Tu ai cască la emisiunea ta? Da. Și când ți se spune ceva în cască? Da. Când ți se spune publicitate, ce faci? Zic dai publicitate. Să-și... Publicitate. Te iubesc, te iubesc, hai că te ține frumos.
foarte repede. Continuăm emisiunea din această seară. Mihaela Rădulescu, Bănică, Diana Stanciu și Teo Trandafir. Ai emoții pentru mine? Crezi că mă încurc? Tot timpul am senzație, tot timpul am emoții pentru tine, te urmăresc ca o mamă. Care? Că tu dormi de mult de când am... Bine, de la asta, ce crezi că, crezi că mama ta le vede pe toate? Adică eu te urmăresc, Marius, spune mie că eu te urmăresc. Bun, haideți să dați-mi voie să citesc câteva titluri din Jurnalul Național de mâine și după aceea vom continua discuția noastră, atât de interesantă, după cum spuneai tu, Teo. N-a spus niciodată, dar e bine să adăugi câte chestii. Am spus în pauza publicitară, stimați telespectatori, pe cuvânt. Jurnalul Național de mâine puteți citi povestea cutremurătoare a marinarilor români luați ostatici de teroriștii somalezi, povestită de unul dintre marinari. Citiți în pagina 3. În paginile 12-13 citiți un reportaj despre femei care au reușit să se impună niște meserii specifice bărbaților. Ziarul să-l avem la ieșire, să-l citească și Teo. Citiți în pagina 4 cum se pregătește Sie să vorbească despre sine, iar în pagina 5 citiți ce fricțiuni au mai apărut în coaliție. În pagina de economie citiți cu cât se scumpește zahărul, apropo de zahăr, ca urmare a scumpirii benzinei și aflați cine se mai pregătește să mărească prețul. Citiți în pagina de informații despre un patron găsit după 4 zile în apele Jiului, despre aducerea în țară al celebrului Cocoș, cel care a participat la omorârea cascadorului Florin, ce urâtă e viața. Cel care a participat la omorârea cascadorului Florin Marculescu, cel puțin cea din ziare, și despre cum a fost sărbătorită ziua femeii prin diferite locuri din țară. Ei, uite, vezi că are și o parte frumoasă. Corect. Citiți în paginile de sport, avancronica meciurilor România-Israel, precum și comentarii de după etapa întâia a returului diviziei A. Mi-e dor de un zastăr înflorit. Atât din Jurnalul Național. Mi-e dor de un zastăr înflorit. Nu, stai să mai spunem. Citiți în Jurnalul Național, am o propunere pentru tine. Și editorialul lui Marius Tucă. Eu am rămas înmărmurită citind editorialul tău de primăvară. Adică insist, căutați-l, stimați telespectatori. Scrie și tu o dată pe săptămână, nu de politică citească. Social, scrie ceva din sufletul tău. Uite, vreau să citesc ceva pentru Liana Stanciu, care mă crede un ești dur... Ești în stare să scrii o dată pe săptămână ceva, să citim din suflet? Ești în stare să te îndrăgostești o dată pe săptămână? Și mai des, și mai des. Ești în stare să intri într-o stare de grație o dată pe oră? De mi-e dor de un zahăr, ți-am scris, citesc ceva pentru Liana Stanciu, pentru că ea mă crede durul ăla de la emisiune, care pune întrebări și îi ține ea de guler pe politicieni. Mi-e dor de un zahăr înflorit și o las pe ea să dea o notă la ce... Ți-e dor ce... de un zahăr înflorit de jumătate de oră, zic că vine și zahăr, vine și de tine și fară, face de zile. Și zahăr. Mi-e dor de o pasăre călătoare întoarsă să-și caute iubitul pierdut la un joc de gutui. Mi-e dor de o gâză, de o stradă dezbrăcată de iarnă și violată de un soare cu dinți. Păi trandafir dați mă, că asta are reacții la chestia asta. Și mai, adică mai bine dă pe mine care stau și mă uit la tine și mai are una hai superbă. Să hai să-i facem una. Hai să-i să termin. Hai să facem maestrului tu că o chestie prea bestială. Și anume, hai să vorbim despre el. Stai că i-a spus lui Diana. 30 de secunde. Nu, nu vorbesc despre mine, că am ieșit, mă ridic și plec. La revedere. Mi-e dor de un ghiocel... Și așa schimbăm o hârtie. Rona Hartner. Mi-e dor de un ghiocel ucis, mișelește pe la spate, de un buchețel de toporaș. Decretați măcar o secundă starea de primăvară ca să știu pentru ce lupt cu gripa asta. Arătați-mi cumva că în colecțiile de primăvară există și o primăvară 99, că așteptările noastre nu vor fi înșelate de o nouă iarnă. Mi-e dor să văd un cuplu de îndrăgostiți care își strâng mâinile pe sub o bancă înmugurită. Mi-e dor de o pădure pusă cu spate la cer și legată la ochi cu o ploaie de primăvară. Mi-e dor de o căprioară scăpată din ghearele unui lup. Mi-e dor de o primăvară ce n-a mai fost, de o primăvară neatinsă și vorbitoare. Mi-e dor de o primăvară născută din pântecul unei primăveri. Mi-e dor de o primăvară hăituită de zăpăzi. Mi-e dor de o primăvară tristă și caldă, ținută până acum pe ascuns sub aripa unei păsări plecate cândva în lume, după ce își pierduse iubitul la un joc de gutui. Zi, Iliana. Mai greu. Mă rândesc, nu cunoșteam fața asta. Abține-te atunci. Sunt puțin... surpriză. Dar nu despre plăcut mine, mă, zi, da. Zi în general. Ce să zic? Ce vrei să zic? Ce vrei tu? Îmi place asta cu jocul de gutui, îmi place. Asta cu jocul de gutui îți place, nu? Îmi place. Nu, lasă da, jocul de gutui. Da, și mie îmi place mult. Stai, mă, că și... nu mai... Da, lasă-mă să zic și eu ce nu mai întreba nimic problemă, toată Mihaela, a problemă, Mihaela, am scăpat de Teo și am dat peste voi două, zi. Știi care e mai problemă? Că e proză.
Știi? Nu, nu, are și, stai puțin, și rima lui este la fel de frumoasă și solidă și sensibilă. Știi care de fapt, povestea cu noi toți până la urmă? Sau nu știu, hai să vorbesc mai despre mine și despre Marius și despre tine. Despre Teo nu vorbesc, că s-ar putea să mă contrazică. Și, poate... și de unde știi că nu te contrazic? Toți suntem ușor altfel, dincolo de ce facem la televizor, dincolo de cât știe lumea despre noi, toți mai avem câte ceva, așa și Marius, știi? Și eu am descoperit cu aceeași uimire muierească până la urmă fața lui Marius, aceea de poet, de sensibil, de romantic. Nu o să-mi doamnă, eu mă joc uneori cu cuvintele și atât tot. Nu te ascunde după proprii reți cuvinte, știi? Și așa suntem și noi. Probabil că dacă oamenii ăștia ne-ar vedea acasă frecând cada cu clor, n-ar mai spune că putem fi femeile. Zile despre Teo, ca să te contrazică. Nu, eu pe Teo văd puțin altfel și o să încerc să vă spun de ce. Este deci diferită, da. Teo, dincolo de naturalețea pe care o are, deci ai senzația că e așa e cum e la televizor și chiar așa și este într-o proporție covârșitoare. Teo nu e un surogat, e un surogat de Teo Trandafir la televizor sau în viață. Teo e cam unul la unul, aș spune eu, viață cu televizor. Ea e la fel, aș spune dacă mă lasă Teo și n-are cum să mă lase că nu poate să-mi pună mâna la gură, aș spune chiar că păcat... În multe situații este păcat că CNA-ul nu ne dă voie să spunem anumite bancuri la televizor. Dacă ați ascultat-o pe Teo Trandafir spunând bancuri, n-ați mai plecat de acolo zile și nopți în șir. Am trăit momente din acestea. Mi-am adus aminte de ce sunt disperată. Atât că ele nu se pot spune la televizor, toate. Nu se pot spune la televizor și e păcat de ele că tare sunt frumușele, mititelele. Eu mă gândesc așa. Disperarea mea, despre care vă vorbeam și acum îmi pare rău că v-am vorbit, că s-a înțeles greșit, cu siguranță. Corect. Vine din faptul că mi-e frică... Domnul Tucă, mă mai ți-am zis, mă vine din faptul că... Și aici zici, te întorci și zici, domnul Tucă. Din faptul că, neică... Faptul, lasă. Mi-e frică să fiu neică ca nimeni. Păi ție ți-e frică să fii neică ca nimeni? Da. Cum, dracu, mă? Am fost acolo. Doamne, știu cum iartă-mă. E să fii neică ca nimeni. Da. Și îl țin minte pe tatăl meu, care când să intru la facultate, tata n-a avut încredere în mine niciodată, nici o clipă. Și nici mama, și nici nimeni. Și foarte bine a făcut. Și nici nimeni. Bravo. Ce? Și mi-a dat seama că n-am pe nimeni și că de fapt e o mică problemă cu viața mea. Și l-a întrebat pe tata la un moment dat când am avut o, cum să spun, un moment de geniu. Zic, bă, zic, dacă intru la facultate. Lasă asta cu geniu. Fia... Okay. Și tata zice, tata era în semiprofil, știi? Îi vedeam profil. Îi bătea o lumină din partea. Exact. Și se uită la mine și îmi spune așa. Nu-mi faci tu mie una ca asta. Bă, nu numai că ți-am făcut-o. O să ți-o mai fac și la emisiunea lui Marius Tucă. Teo Trandafir către tatăl... Teo Trandafir către tatăl său a fost în această ultimă replică. Eu sunt câteva puncte care mă asemăn cu Teo. Unul dintre ele este cel de care pomeneai mai devreme, în care am început tot felul de lucruri pe care nu le-am terminat. Am avut, a planat blestemul asupra existenței mele de cel puțin iubirii, trei ori. Am început două facultăți, n-am terminat niciuna. Blestemul iubirii? Blestemul facultății. Blestemul iubirii, nu, nu, nu. Eu nu pot să spun lângă, unul lângă altul aceste două cuvinte. Blestemul iubirii. Nu mi s-a arătat până acum. N-am văzut blestemul... decât în cărți că se poate. Blestemul despărțirii ți s-a arătat? Dar nu, nu, asta spun, nu pot să le asociez. Nu e un blestem. Blestem pentru mine este ceva foarte... Dar blestemul întâlnirilor de despărțiri ți s-a... Tuturor ni se arată, dar nu, nu sub forma blestemului. Mie mi s-a arătat altfel, știi? Fată, ai avut vreo întâlnire de despărțire? Dar știu ce spui. Cred că toți nu am avut. Nu te întreb, nu spun nimic. Ai, cum să nu? Așa, ai dacă avut? Așa vrei tu să te cheme, așa se cheamă. La 16 ani m-a chemat ca să mă lase așa? Și mi-a dat un măr. Nu mănânc mere de la 16 știu, ani. Știu, am putea văzut emisiune. Nu mai ai spune văzut, lucruri frate? Pe care l-ai spus. Că păi mă scolți, da, mă, dar ai audiență să mică. Să văd ce tâmpenii spui. Ai audiență mică, mă. Deci, și de asta a zis că să nu mă consum. Dacă, auzi, dar ce se întâmplă dacă te lăsa și ți-a duce o smochină? Dacă ce o smochină, dădeam cu ea în cap. Da, pâine, dacă pâine, dacă era pâine. Sau da. Carne. Dar dacă vin eu sau Liana să și vă spune că la noi... Să vină cu cotletul la despărțire, lasă-mă și mă vine bani. Dacă vine cu mitii tăi la despărțire, scuze-mă că te-am întâlnit. Dar dacă vin eu sau Liana și vă spune că la întâlnirile de despărțire, cum le spui tu, noi am fost și am spus, băiete, la revedere, acasă. Știi, de-aia spun că poate nu-i un blestem, a fost de sfârșit o ușurată. Rădulescu, și tu și Stanciu sunteți făcute amândouă să fiți lăsate. Nu. Nu cred că e așa. Mare greșeală. Dar cum? Nu sunt de acord. Îi sunt cel puțin, mamă, cel puțin curge sânge, curge sânge. Și eu mai vreau să vă spun că mi-a scris președintele Constantinescu. Da, și mie mi-a scris, n-are important. Voiam să spun că sunt cel puțin două excepții, nu?
Tu ai una acasă, eu am una acasă, deci... Lasă-mă astea ultimele, până aici, până aici. Nu se știe nici cu astea cum va fi. Nu, absolut, nimic. Adică nu se știe. Nu, părerea mea că voi... Eliana, am o senzație că oamenii ăștia doi n-au înțeles un lucru. Sau mă rog, l-au înțeles, dar n-au mai găsit de cine să facă mișto. Telespectatorul n-a mai sunat. Bun. Ba sună, dar n-am alegături, mă. Poți să fiu serioasă 30 de secunde? Da. Nu. Nu poți, spun, chiar dacă tu vrei. Iată-te aici. Unu. Toată lumea mă întreabă cum e Mihaela Radulescu bănică. Ca lumea. Și trebuie. Ce pățesc, toată lumea care mă vede zice... Doamne, ce bine arătați în realitate. Asta, deci... Pe mine m-a întrebat toată lumea dacă te-ai despărțit. Și pe mine la fel. Nimeni nu m-a întrebat, eu-l iubește. Prin plan la verighetă imediat, soțul meu e acasă, nu e acasă, acum are repetiție. Verigheta... Împărțim aceeași cameră, mă cheamă Mihaela Radulescu bănică, mai departe. Dar ce? Astea sunt argumente, mă? Am descoperit despre Mihaela Radulescu bănică. Da, vezi că se aruncă cu sticle de cor. Vă jur, este frumoasă și deșteaptă, ceea ce este rar. Eu când am văzut-o frumoasă așa, zic, slavă Domnului, trebuie să aibă ceva. Zic, Doamne, zic, te rog din suflet, nu mă lăsa așa. Fă să fie proastă. N-ai să vezi. Zic, Doamne, te rog din suflet, fă să fie rea. N-ai să vezi. Doamne, te rog frumos, fă să fie muiere. Da, mă, dar spune, are ceva totuși. Dar spun după emisiune. Nu, spune acum, uite, pe cuvântul meu, dacă mă supăr, spune orice răutate. Ești căsătorită, mă, asta era singura chestie. Da, pe vremea aia nici defectul ăsta nu-l avea. A, nu-l avea? Pe vremea când ne-am întâlnit noi, că ți-am fost și vremea aceea. De ne-a găsit și-am prestat de toate. Da. Vai, vai, niște amintiri frumoase să păstrăm. Vreau să-ți mai spun ceva, lasă-mă să termin și eu acum, că țin neapărat. Teo a vorbit de tata, este și de o pornire oarecare în viață, mă, sunați, care seamănă cu a mea fantazie. Ia numărul, să sunați pe tata. Nu, eu vreau să spun așa, seamănă foarte tare drumul tău. Și eu vin de la Piatra Neamț, lasă-mă că spun ceva înduioșător la finalul emisiunii. Înțeleg? Am pornit de jos, tot în aceeași ipostază de nimeni cu acte. Pietricica, da, la Pietricica. Nu, la poalele Pietricicăi. Și vreau să spun că și eu am trăit sentimentul ăsta fără să aibă un contur precis, că vreau să fiu cineva, vreau să ajung undeva. Am plecat la București, am intrat la o facultate, am lăsat-o baltă, am intrat la alta, am lăsat-o și pe aia baltă și m-am trezit în televiziune. Nu știu dacă am ajuns cineva, dar precis am ajuns mult mai departe decât îmi imagineam eu plecând de la Piatra Neamț. Și acum mă uit la tata și la mama, tata e la Piatra Neamț, îl pup. Și se uită la mine așa și nu înțeleg cum ne-am ajuns până aici. Au îndoiel pentru putem că... Putem băga publicitate. Nu eram niciodată vreun copil foarte silitor la școală. Și aici am să spun ceva. Sufăr enorm că nu m-am întâlnit cu colegii mei de liceu după 10 ani. Pentru că se vede pe fața ta că nu știi de ce sufăr, pentru că n-am dat doi bani pe mine. Niciun coleg de-al meu de clasă n-a dat doi bani pe mine. Eu eram aia frumoasă și proastă din clasă, care învăța numai la ce îi plăcea ei și în rest toți erau... Aveam 10, 9 și 10, toți erau deștepți, toți au intrat la medicină. Doi bani ne-au dat pe mine, un telefon nu mi-au dat. Mihaela, sunt dragă, star, scumpă, toată lumea tu ai fost frumoasă și proastă, am fost numai proastă. Lasă-mă, Doamne, iartă-mă că viața e frumoasă. Mamă, ce bun. Ce a fost. Deci tu stăteai în bancă și cum spuneai că erai doar... Ca brânza. Stăteai în bancă și ce făceai? Nu știu ce face brânza, stă și pute. Ce Dumnezeu vrei să stau să fac în bancă? Stăteai și gândeam, meditam asupra... Băi, lăsați-o și pe Stanciu să mai intre în discuție, că voi două vorbiți de rupeți pământul aici. Știi pe cine n-am mai vrea luat niciun telefon aici, și lumea vrea să vorbească cu voi. Știi cine ar fi trebuit să fie invitat aici de o martie? Cine ar fi trebuit să fie de o martie? Îți dau o părere, o colegă de-a noastră pe care o iubesc foarte tare, măcar să-i citiți cartea, se cheamă Anca Florea și a scris o carte perechea mea din cer. Vă ascultăm. Alo? Vă ascultăm. Alo? Da? Alo? Da? Bună seara. Bună seara. Sunt Eugenia din Craiova. Da. Și pe mama o cheamă Eugenia. Îmi pare rău că aștept de o jumătate de oră. Din cauza Alianei Stanciu, care n-a vrut să vă dea legătură. La mulți ani, doamnelor, celor mai tari doamne din televiziune. La mulți ani, doamnă. Felicitări domnului Marius Tucă, da, că a avut curajul să le invite. Adevărul ăsta e că trebuie mult curaj. Poate să iasă orice. Teo îmi spunea la începutul emisiunii, de fapt le spunea celor două colege și celorlalte două invitate, că în momentul în care au să facă un semn să se ridice să plece. Vă rog. Nu e cazul, pentru că dau foarte bine. Dau bine, da. Aș vrea să vă citesc niște versuri din traducerea poeziei Dacă, Kipling. Rudyard Kipling. Da. Ultimele două vise potrivesc la toți. Așa. Dacă te vrea mulțimea, deși n-ai lingușit, sau lângă rege, umbli ca lângă un oarecare.
Dacă de răi sau prieteni nu pot să fii rănit, dar nu numai unul, ci toți îți dau crezare, dacă ajungi să umpli minutul trecător cu 60 de clipe de veșnicii, mereu vei fi pe-ntreg pământul de plin stăpânitor și mai presus de toate, un om, copilul meu. Există traduceri în care se termină cu un om, băiatul meu. Și revenim la discuția noastră despre bărbați. Este traducerea pe care o am eu. Știu. Știți că arabii, dacă au un băiat, se bucură și dacă nevasta lor le face 17 fete, poate fi considerată stearpă și o trimit acasă? Am mai găsat. Da, bineînțeles. Voilà. Este un motiv de repudiere. Oricum, vreau să vă spun și că știu la ce oră începe emisiunea lui Maia Ustucă. Asta e întrebarea pentru concurs. E un concurs? E un concurs? Așa. Nu vreau să particip la concurs. Zice doamna ceva. Vă ascultăm, doamna. Vă doresc o seară în familie și cu mămicile, cu copiii, cu fetițele, cu soțiile. Cea mai frumoasă din tot anul. Doamnă, stau și mă uit în jur, vă mulțumim mult, la mulți ani. Eu sunt cel mai complet într-un fel de aici. Eu sunt și căsătorit, am și copii. Restul și îndrăgostit de soția mea. Ei sunt, unii sunt doar îndrăgostiți de soțul sau de sau dar de soțul. Au mame, au bunici. Au avut au și bărbat. Deci noi am trecut prin ce pe unde prin e domnul ce trec acum. Eu acum? Da, ele deja au terminat problemele astea. Vă mulțumim mult pentru telefon, doamnă. La mulți ani și tot ce vă doriți. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc. V-am pupat, toate cele bune. Da. Liana, hai să-ți pun ce o întrebare. Te rog. Da. Eu, uite, acum, de aici până la sfârșitul emisiunii, mai avem 7 minute, îmi puneți voi întrebări. Voiam să-mi spui exact ce înseamnă pentru tine femeia, cum o vezi, care e femeia pe care o admiri, dacă există una? Am scris, am spus mai devreme. Nu. Femeia este foarte importantă. Așa, cât de importantă? Foarte important. Și tu cum ai răspunde la întrebarea de ce oare femeile nu intră în politică? De ce și lucrez mult mai bine cu femeile în meseria asta. Și la televiziune și la presa scrisă. Stai puțin să-mi caut casca pentru că trebuie să-mi spună ceva. Da. Mai am o publicitate, tot o femeie îmi spune asta la telefon. Bine, nu te întrebam cum lucrezi cu femeile, ci cât de multe sau de puține femei sunt cele pe care le admiri și în ce măsură și unde sunt ele, ce sunt ele? O, admir orice femeie care îmi place. Ca să zic așa. Iată, Marius Stuca a cerit ce garou în calea circulației sanguine. De ce nu vorbim puțin despre, tu faci aici în 90%, 99% politică. De ce crezi că femeile nu fac politică? Sau că nu fac la fel de bine ca bărbați? Pentru că știu mai puțin să mintă. Pentru că știu mai puțin să se prefacă. Femeile? În... Mi-e rău, noi suntem mama lor! Stai mă puțin, mă, nu te grăbi. Tu știi să te prefaci, dar nu în ideea de a face politică. Nu poți să minți că nu va mai fi, că va fi mai multă pâine. Nu, că mi-e rușine, ai dreptate. Deci e vorba despre aceste lucruri care trebuie să le promiți. Cred că e vorba despre rușine. Femeile sunt fac mai greu... sunt mai puțin. Demagogie, nu, compromisul e altceva. Nu poate să sufere de demagogia asta de care suferă majoritatea oamenilor politici care sunt bărbați. Fraților, v-ați gândit vreodată la versul lui John Lennon care spunea: femeie, nu uita niciodată de copilul care zace în fiecare bărbat. Voi puteți să faceți asta pentru că sunteți mai copii, asta e toată. Crezi că nu trebuie să fii altceva ca să faci politică? Copiii pot minți și mint să uită în ochii tăi și te mint. Una e să fii copil și să minți și alta e să fii bărbat politic și să minți. Asta e cu totul altceva. Dar de ce ne cramponăm noi de bărbații politici? Ce avem noi cu ei săraci? Păi da, nu ei sunt cu cârma. Da, m-a întrebat cineva ce crede despre Jigodi. Te rog, eu lasă, răspunde altă dată. Am crezut că te... Da. Pentru ultima dată în această seară publicitate și după aceea... Dar de ce ați băgat așa de multă publicitate?
Ca să vadă... Fiu, te-am întrebat pe tine de ce băgați atât de multă publicitate la duminică în familie. Dar nu, că așa mă treabă pe mine telespectatorii și m-am pus și eu e foarte puțină, foarte puțină. E puțin, e scurt publicitatea asta, are câte 50 de secunde cât are. După care mai punem întrebările lui Marius. Publicitate, asta vrei că să pui publicitate. Oricum da, publicitate. Nu. Dar mai lasă-ne și pe noi să zicem ceva de... Decât un lucru. Bine, voi atunci vorbiți voi. Ultim telefon. Continuăm emisiunea. Ultimele 5 minute. Vă dau cuvântul vouă să spuneți ce vreți. Ce vă trece prin cap, chiar dacă și până acum am spus ceva. Dar mie îmi trece prin cap că ne-am cramponat de ziua femeii, am vorbit, ne-am sărbătorit foarte frumos. Nu ne-am cramponat, e ziua femeii, am vorbit despre femeie. Și e frumos, noi ne-am simțit sărbătorite și ar fi... Adică așa m-am simțit, te invită omul la emisiunea lui cu drag, te pune în fața telespectatorului cu care... Știți că vreau să vă spun ceva... Dar nu ne-am vorbit nici unul dintre noi de mame, să fac o destăinuire, asta vreau să spun, exact despre mama vreau să vorbesc. Cine are, pe pământ sau în gând? Nu, eu evit de foarte multe ori să vorbesc despre mama, pentru mine e un subiect foarte sensibil. Cineva spunea odată, văzându-mă puțin înlăcrimat, că s-a întâmplat ceva cu mama. Nu s-a întâmplat, trăiește mama și țin foarte mult la ea. Eu, fiecare, bănuiesc că și voi, pentru că sunteți oameni de televiziune, și Liana, care e om de radio și acum și de televiziune, are în față un portret al celui care se uită. Adică el poate să fie puțin din aia, puțin din aia. Vreau să vă spun că întotdeauna, primul chip care mi-apare, sau cu ce începe portretul ăsta, este chipul mamei, este mama. Deci primul meu telespectator, închipuiți-vă cum sunt acele ținte mai multe, una în spatele celălalt. Primul meu telespectator și se face pielea într-un fel anume pe mine, este mama. În spatele ei vine omul de rând, dacă vrei, politicianul, primul ministru și așa mai departe. Primul om în acest rând de ținte este mama. Primul om în acest rând de portrete ale celor care se uită la mine. Și cred că mamele sunt mai importante decât orice pe lumea asta, din punctul meu de vedere. Și până la urmă tot femeile, pentru că poate la un moment dat femeile vor deveni mame, marea lor majoritate. Deci, oricum, gândul nostru de azi e minunat dacă s-ar îndrepta spre ele, spre mamele. Repet, cele de pe pământ sau cele din gând. Și cred că așa e frumos să le spunem la mulți ani mamelor, nu noi aici, mamelor tuturor telespectatorilor, ei, mamelor lor, să le facă această bucurie cu o floare, cu un zâmbet, cu o rază de soare, cum spunea o cânte. M-aș bucura să fie așa și mi se pare că uităm prea mult sau nu știm foarte tare să le mulțumim pentru anumite lucruri pe care le-am primit sau ne credem noi prea grozavi că le avem noi pe toate așa din senin, fără să ne gândim că ni le-au dat ele din plin. Am încheiat ce am avut de spus. Hai să nu uităm că toate mamele se bucură când copilul lor se bucură și că dacă tot am început așa, amuzându-ne, hai să terminăm bucurându-ne mamele care probabil la ora asta... Putem să ne bucurăm și plângând, să știi. Absolut, absolut. Teo. Am intrat într-un teritoriu care mie mi-e străin. După părerea mea, mama, care este o femeie extraordinar de frumoasă și de deșteaptă, s-a simțit jignită dacă i-aș da telefon. Mama, te-am sunat pentru că este 8 martie. Mama, te-am sunat pentru că mi-e rău. Mama, te-am sunat pentru că te iubesc. Mama, te-am sunat pentru că de mi s-a acord, întâmplat. De acord, Teo, dar o dată în plus de 8 martie. De ce să nu? Eu asta am zis. N-am zis. Da, nu. De acord, asta stai, în fiecare să zi. Stai, să termine. Nu. Te rog. Cred că mamele care sunt sunate cu program sunt niște mame nefericite. Mama trebuie sunată în miez de noapte ca să-i spui, mamă, îmi vine să-mi zbor creierii. De ce, mamă, ce ai făcut? Păi uite, am greșit și am vorbit și am zis și am nu știu ce. Dacă o sumbă mama de ziua ei și de 8 martie, mai bine las-o, Doamne, cum a căzut. Știi cum mai pot fi mamele?
Nu, Teodor, mie nu crede cineva că eu sunt, că zic că nu e așa. Deci eu cred foarte tare ce spui și să dea Dumnezeu să le se întâmple tuturor, să găsească deci, în mame și tați. Deci Iisus iartă și vindecă între orele 8 și 12 la sala polivalentă e de porc. Dar normal, s-o mama, dar o dată în plus, asta zic, de 8 martie, puneți mâna și faceți-le o bucurie în plus. Dați-te, știți, să dați telefon să vă plângeți, mama, am pățit asta. Și dacă nu eram noi aici să invităm să-și sune mama, crezi că nu o făceau? Da, eu vă spun un lucru. Asta e menirea noastră. Lasă-mă puțin, asta e menirea noastră ca oameni de televiziune. Îi dau Mihaela și asta. Vă puneți mâna și vă sunați mame, restați cei. Eu îi dau dreptate și Mihaelei. Îi dau dreptate și ție, nu pentru am împăcat pentru pe toată lumea. Și văd și altfel a fi mamă pentru cineva sau a simți că ai o mamă. La felul următor, tu spuneai, Mihaela spunea, sunați acum de 8 martie. Cred că e foarte frumos să sun mama. Fără discuții. De 8 martie. E foarte frumos să sun mama la miez de noapte să spui că ți-e rău. Și eu m-am dus cu mama la dentist până la 25 de ani. Dar e foarte, pentru mine mama e altfel. Mama mi-e rău, dar știu că ești acolo. Exact. Nici măcar nu mai sun. Da, da, da. Știu că e acolo. Însă la fel de mult înseamnă pentru mine și soția mea și cred că înseamnă pentru cei care urmăresc soțiile. Și da. Soțiile încep să devină soții și încep să devină femei când ne e mai greu. La faptul că ești vedetă, la faptul că toată lumea te oprește pe stradă, soția ta dispare în momentul ăla. Ești doar tu, te împăunezi cu o spiept înainte și cumva o tolerezi și pe aia că e lângă tine. Când ce e foarte greu, când ți-e rău, rămâne doar nu soția. Nu mai e lângă tine. Nu mai e publicul care să te aplaude, nu mai e publicul care să te sună și așa mai departe. Asta, foarte puțin oameni pricep asta, foarte mult oameni ne văd așa. Deci de-aia spun că pentru mine femeia este... cel mai, e aproape înaintea profesiei. Profesia pentru mine înseamnă e dumnezeiască ceea ce fac. Și la mine la fel. Dar înainte de profesie, fără discuție, este femeia. Femeia trebuie să fie asta, ceea ce eu numesc. Asta e răspunsul la întrebarea pe care mi-o punea Liana, ce înseamnă femeia pentru mine. Dragul meu, eu cred că o femeie adevărată trebuie să fie nevasta ambasadorului. Vezi tu, bărbatul este un ambasador. El trebuie să fie frumos, glanț, deștept, trebuie să aibă o privire minunată, știi? Beton. Atâta vreme cât tu ești în spatele bărbatului tău, nici măcar în spate, și o să vă supărați și o să vă supărați foarte rău pentru că sunteți femei. Nu. Femeia trebuie să fie aici. În dreapta spate. Să te simtă în momentul în care așa a mișcat umărul. Ambasadorul trebuie să fie frumos și deștept, trebuie să aibă o privire deschisă, dar nu poate să facă asta singur. Dacă noi suntem în stare să fim nevestele ambasadorului în această lume de ambasadori, este prea minunat. Dar trebuie să ai și o parte puternică în tine. În spatele unui om puternic există o femeie și mai puternică. Să fim neveste de ambasadori, să ne sunăm mamele, hai să fim frumoși și deștepți, că să termine emisiunea. Liana, corect. Eu vreau să-ți spun apropo de asta, că primele două... eu vorbesc de 10 ori cu mama pe zi la telefon și că totuși azi dimineață primele două persoane pe care le-am sunat, deși sunt sigură că nu se așteptau și că poate că și ele gândesc exact ca Teo, mă așteptam să suni, să-mi spui mă doare, mă deranjează, vreau să fac aia și nu știu, sunt nehotărâtă și așa mai departe. Primele două persoane pe care le-am sunat au fost mama și mama prin alianță, mama prietenului meu. Pe ele le-am sunat pentru că de la ele au fost, știi, momentul ăla de surpriză plăcută. Ele se așteptau să le spun orice, nu la mulți ani. Și mie bucățica aia, surpriza aia din vocea lor mi-a plăcut. Mai mult decât orice mulțumesc. Eu nu știu să mă por cu femeile. Eu n-am făcut niciun asta cadou se vede. Astăzi. Se vede, am simțit două ore. Tocmai de frică să nu greșesc, să nu fac nimic. Ne-ai oprit de câte ori am vrut să spunem ceva interesant. Nu ne lăsați să ne gândim la femeie că, de exemplu, era frumoasă. Nu vreau să fiu la final pentru că intrasem într-o altă tensiune și într-o altă stare, dar n-am spus nimic interesant. Femeia. Am glumit, bineînțeles. Hai să spunem altfel acum, ca să găsim așa tot felul de finaluri și până la urmă tot atât o să fie ultimul cuvânt. Rădulescu, tu ar trebui să te gândești că nu făceai emisiunea duminică în familie și te erai chemat la emisiunea Marius Tucă Show. Pentru care merite. Îți tremurau genunchii, te invitam, te alegeam eu. Îți tremurau genunchii de masa aia. Că eu sunt conștientă că m-ai invitat.